Bună, Marius! Bună, Corina! Mă bucur să te revăd! Și eu la fel! Astăzi avem o temă foarte importantă, și anume venirea ta în viață și viața de dincolo. Și mărturisesc că am emoții legate de acest subiect, fiindcă având un background creștin-ortodox, educație creștin-ortodoxă, nu m-am lovit de anumite aspecte foarte importante, cum ar fi viața de dincolo, dar văzută din alt unghi, și anume din unghiul reîncarnării sau al renașterii, cum reîncarnarea sau renașterea nu e un subiect deloc discutat în creștinism în general, nici măcar nu o luăm în considerare. Și atunci ni se accentuează frica asta de moarte. Eu acum povestesc din experiența mea de dinainte să capăt această deschidere pe partea orientală, ca să spun așa. Numai când mă gândeam la lumea de dincolo, la viața de dincolo și intram așa în fibrilații, fiindcă era teama aia, ok, ce avem dincolo? Păi avem raiul sau iadul. Și ajungi într-unul din ele și aia e. Și gata, nu mai poți da înapoi, nu mai schimba nimic, s-a terminat. Sau și mai rău, nu e nimic după moarte și atunci trebuie să, nu știu, să profiți de viața asta și să profiți în ce fel? Că și dacă îți faci toate plăcerile materiale și ajungi să ai iahturi și 100 de case și să călătorești în cele mai exotice locuri, adică există un maxim. La un moment dat, ce mai pui deasupra celui maxim? Că nu mai ai cu ce să umpli și nu are sens. Și partea cea mai dificilă este că e foarte greu să treci peste această frică de moarte și de viața de dincolo. Și aici ne blocăm și eu am avut, mă rog, am probabil multe blocaje pe partea asta în continuare. Așa că mi-ar plăcea astăzi să aducem un pic de lumină, adică să aduci un pic de lumină și dacă se poate să mai și eliberăm puțin din această frică, fiindcă ceea ce povestești tu din propriile tale experiențe, de fapt, aduc și niște soluții concrete. Având o viziune mult mai amplă a vieții de dincolo și cu tot ceea ce implică ea, atunci putem ști ce avem noi de făcut în viața aceasta, ca dincolo să ne fie mai ușor și apoi când venim din nou pe pământ, cumva să ne putem influența de pe acum următoarea noastră venire pe pământ, căci înțeleg că putem face asta. Sigur. Mie mi se pune foarte des întrebarea asta despre reîncarnare și le răspund în modul acesta. În primul rând, în viața de zi cu zi, peste tot există un undo, adică poți să reiei lucrurile și să le refaci. E absurd să scoate Dumnezeu tocmai atunci această posibilitate. Deci dacă tu ai toată viața posibilitatea să restaurezi lucrurile, inclusiv uite la calculator, ai un undo și sau când scrii, poți să ștergi. Și ca să poți să repari, atunci sunt toate șansele să fie și atunci. Și mai este o soluție. Cum să spun eu? Trebuie să mergi spre adâncul sufletului tău și să speri că dacă ai atins acest ultim liman, ți se vor arăta toate tainele, ți se vor răspunde la toate întrebările. Că m-ai întrebat și tu odată la Brașov despre tunelurile din Buceci. Buceci, da. Este același lucru, același răspuns l-am dat. Să fim noi cum trebuie și ni se vor da toate răspunsurile. Atât. Exact, da. Nu se poate înainte. Și invers, dacă nu ești cum trebuie, nu vei afla niciodată răspunsul, pentru că
tot ce vine din față trebuie să depășească mentalul ca să poată să realizeze o transformare interioară. Dar dacă aș da o informație de genul acesta, doar m-aș referi doar la minte, la ego, și el nu face nimic decât o va folosi ca să obțină o neliniște și o neîmplinire și nemulțumire și mai mare. Deci atunci când vorbești, trebuie să dau informație care să îl ducă pe Dumnezeu, pe om, să descopere singur adevărul. Da. Singura soluție. Deci toate lucrurile trebuie să se îndrepte spre abandonarea de sine desăvârșită, așa cum l-am întrebat pe Dumnezeu, spunându-i: tu, ființă, ce trebuie să fac? Trebuie să mă las pe mine tot timpul? Și mi-a zis: da, tot timpul. Deci asta este soluția, dacă vrem să aflăm adevărurile cele mai profunde ale vieții. Da, este cumva, e sacrificiu, hai să nu spun sacrificiu, să-i spun, de fapt, da, este un sacrificiu, fiindcă ca să putem ajunge la acea cunoaștere care îți deschide practic toate orizonturile și toate perspectivele, trebuie să renunți la ceva ce ți este foarte drag. Și ce ne este nouă oamenilor de rând foarte drag? Păi, ori ceea ce ne aduce confort, siguranță și bunăstare. Și nu să renunțăm la ele cu totul, ci să nu le mai punem efectiv pe primul loc și să nu le mai lăsăm să ne conducă viața, adică ele să nu fie prioritățile noastre. Da, să ne limităm la necesar. Adevărata cunoaștere nu are nevoie de cunoaștere, adică este depășirea cunoașterii. Cunoașterea pe care o avem noi este cunoaștere particulară și ea nu cunoaște adevărurile. Ca să cunoaștem adevărurile fundamentale, noi trebuie să o lăsăm în pace, să renunțăm la ea. De fapt, atunci când am reușit să ies din corp, când nu am vrut lucrul acesta, când nu am căutat și când mi-a căzut mintea, atunci s-a făcut un fel de lapsus și n-am mai știut cine sunt, unde sunt, n-am mai recunoscut nimic din fața mea. Și așa, acela este momentul în care ieși din corp, te dezidentifici de materie. Lumea de dincolo este organizată foarte bine. În fiecare clipă este extrem de organizată și este uimitoare, este miraculoasă. Bine, și viața noastră este miraculoasă, dar nu știm. Că am dat exemplu acela cu doamna Cati, că mereu în față. Deci, divinul îți ia interior, deci realitatea se ordonează după cum suntem noi. Dacă doamna Maria Pintilie nu avea niciun fel de teamă și era indiferentă ce i se întâmplă, i s-a dat la dorință, i s-a dat ceea ce a dorit. Dar pentru că Cati a pus condiții, 7 magazine din față i-au apărut și toate i s-au opus. Deci nu pune condiții. Deci ea a creat. Noi nu putem să ne dăm seama și nu ne vin să credem că noi am creat magazinul în care să nu se întâmple, să nu se împlinească voința noastră. Dar așa s-a întâmplat de fiecare dată. Și dacă am înțeles că viața asta este miraculoasă și că ți se întâmplă, îți vine din față ceea ce ai construit tu, dar în funcție de apropierea sau depărtarea de el, adică dacă ești desprins, atunci ți se îndeplinește orice dorință. Dacă ești atașat, toate ți se opun. Dacă înțelegi, și trebuie să acesta, lupți și să te zbați mereu, orice lucru. Exact. Viața te împinge pe starea de permisiune maximă. Asta este și o metodă foarte la îndemână și ușoară de a putea să ne construim o viață minunată. Spre exemplu, dacă avem un gând care reprezintă o nemulțumire, o acuzație, o critică, o învinuire, o condamnare, o judecată sau un reproș, nu este adevărat, pentru că vine dintr-un ego care tot ce spune el este o minciună și trebuie să ne oprim. Deci, spre exemplu, dacă spunem omul acela m-a înșelat, nu este adevărat ce spui. Pentru că sufletul divin nu are niciun fel de pretenție de la nimeni. Nu cere nimic niciodată. El este mulțumit pentru cu ceea ce este. Deci că sunt bune, că sunt rele, el nu împarte. Sau zice, omul zice, uite, sunt supărat
că nu știu ce mi-a făcut acela. Sufletul nu e supărat de nimic. Deci nu e adevărat ce spui. Deci mereu trebuie să te menții la fiecare propoziție, gând care îți vine în cap, trebuie să îl verifici de unde vine. Dacă reprezintă expresia ego-ului sau a sufletului divin. Și atâta, și dacă faci lucrul ăsta frecvent, vei ajunge într-un moment și încă repede în care gândurile neplăcute nu vor mai putea să vină pentru că tu le vei stinge repede. Și atunci te păstrezi în sufletul divin și viața exterioară va lua forma interiorului tău și va fi miraculoasă și minunată. Dar trebuie să te apuci să faci lucrul acesta, să-ți verifici fiecare gând și să nu dai drumul gândului care reprezintă o îndoială, pentru că el va crea consecințe dureroase, va crea durere. Pentru că ego-ul se hrăniște numai cu durere. Deci face tot posibil. Întotdeauna nu poți să-i spui eu niciunei supărări, niciunei neplăceri, pentru că tu, ca ființă divină, nu te afectează nimic. Acum să revenim la lumea de dincolo. Dumnezeu are, am văzut trei forme, chiar patru. Aceste trei forme sunt un bătrân stând pe un tron, în aer, plutind în aer, foarte mare ca dimensiune, cât un bloc cu patru etaje, apoi ca un soare de iubire, care fiecare rază te ține în viață, fără iubirea lui nimic nu funcționează, deci dispari. Și o altă formă este de iubire, adică chiar iubirea noastră pe care o dăruim este el, este prezența lui. Și el participă la viața noastră continuă. Aici apare problema aceea cu întrebarea cu liberul arbitru. El are mai multe poziții în același timp și mintea noastră, care este liniară, gândește serial, adică logic una din alta, nu poate să conceapă că ceva poate să fie în mai multe lucruri deodată. Și noi gândim numai sau-sau și nu sau, putem concepe, da. Și excludem și, da. O a treia variantă. Și asta este gândire liniară. Și prin sau-sau noi ieșim din suflet. Sufletul nu gândește decât și-și. Adică este în același poziție tot timpul, nemișcat. El nu se mișcă niciodată. Și din cauza asta este etern. Și este indiferent că este aici, că este dincolo. Lumea de aici este doar o proiecție. Noi trăim doar în minte. Se pune întrebarea, dacă un vânt lovește un steag, ce se mișcă? Se mișcă steagul sau vântul a lovit steagul? Nici una, nici alta. Se mișcă mintea. Uh-huh. Mintea are impresia că se mișcă. Deci toată proiecția de scena respectivă este o scenă mentală. În lipsa mișcării mentale nu există decât iubirea, adică nimic nu se mișcă. Și iubirea aceasta este un fel de spațiu de puncte aurii de fericire. Și este infinită, este întreagă, nu are lipsuri, nu vrea nimic pentru sine, ea nu știe decât să dăruiască. Să revenim. Mi-am dat seama că, deci în lumea de dincolo l-am văzut pe Dumnezeu și eram el în același timp, eram în interiorul lui, ca un fel de bob de fasole sau ca un fetus în burta mamei. O formă uriașă, neclară, delimitată, care stătea într-un fel de adormire, într-o stare de pace așa adâncă. Și în lumea de dincolo este această problemă, nu poți să stai mereu în liniște, vei avea nevoie de mișcare și contrariile. O alternanță. Alternanța. Liniște cu mișcare. Da. Ciclurile. Alternanța, de fapt, menține coeziunea lucrurilor. Și s-a trezit din starea de adormire, de amorțire și a simțit nevoia să creeze mișcare. Atunci și-a făcut un plan, a creat o lume, după care a văzut lumea acest plan până la sfârșit, ca un fel de schiță, a întins un fel de covor și pe covorul acela se vedeau toate realitățile construite de el până la sfârșitul acestei lumi, când o va retrage în el la un moment dat, și am și văzut ce s-a întâmplat. În momentul în care omenirea
va fi super de încântată de realizările ei, de civilizația ei, va considera că nu mai are nevoie de Dumnezeu, Dumnezeul ei va fi știința și tehnica, tehnologia, și va închide bisericele și templele. Când va face lucrul acesta, este ultimul moment în care va mai exista, va fi retrasă de Dumnezeu, pentru că ea este o energie joasă, doar dă cu mâna așa și o retrage în interiorul lui. Nici nu știi când nu mai ești. Iartă-mă, Marius, te referi la omenire sau la toată creația împreună cu omenirea, împreună cu planeta, le retrage, tot universul va retrage în el. Și e ca un flux de energie care intră la loc. Da, după da. Care trece peste o zonă tampon, se urcă din nou pe torul respectiv și va crea un alt om, luând ca bază un sfânt. Deci nu va mai vrea acest tip de om, cu toate că prin aspirația noastră, prin neputințele noastre, noi aspirând spre el, el de fapt se cunoaște pe sine. Și prin fiecare om care reușește să-și depășească atracția față de materie, el de fapt, cum să zic eu, își cunoaște limitele. După această perioadă, am ajuns în partea dreaptă a torului, eram despărțit de el și am văzut că din interiorul acelei forme ca o pâlnie, este o formă geometrică care seamănă cu o pâlnie uriașă, ieșea o materie magică, neagră, care vibra foarte puternic și nu m-am apropiat, n-am putut să mă apropii de buza torului. Și l-am văzut pe el cum s-a urcat pe tor ca pe o șa. Și din materia care se răsfrângea peste buză, a început să construiască lumea aceasta, pornind de la elementele mari spre elementele mici. Ce m-a impresionat a fost că nimic nu pornea să existe până nu sufla viață. Asta înseamnă că fiecare lucru care aparent, din punctul nostru de vedere, este neînsuflețit, nu e adevărat. Are suflet. O clipă. Bună, te sună puțin mai încolo. Sigur, sigur, nicio problemă. Da, trebuia să pună pe mut. Deci și o piatră are suflet, are, o piatră are conștiință suflet, da. Sau nu știu da. Cum se spune. Domnul profesor Aurel Simionescu chiar mi-a povestit o întâmplare cu doamna Marilena Godeanu, cea care a construit piramida de la Pitești. Și acolo a făcut experiențe folosindu-se de fenomenul de piramidă. La o treime de vârf și două treime de bază a pus unde este camera mortoară, a pus un planșeu și acolo a făcut o instalație de epurare a apei. Și folosindu-se de acest fenomen, apa se purifica fără niciun filtru. Wow. Da, și alte experiențe. A pus în evidență aura din jurul plantelor. Ce și asta mai întreb eu pe tema asta. Da, odată a fost la o conferință în Atecor și domnul profesor, când au ieșit din conferință, doamna Godeanu a spus, haideți băieți să vă arăt ceva interesant la laborator. Și în drum spre laborator a luat o piatră de la bordură, o piatră obișnuită. A spălat-o, a șters-o și a pus-o la aparatul care face fotografii în efectul Kirlian. Și a pus în evidență o aură de câțiva milimetri, 5 milimetri. Deci era vie. După care a pus-o pe masă și a început să-i vorbească. Și a vorbit cam o jumătate de oră. Ăsta este și principiul după care funcționează amuletele. Da, deci nu contează ce calitate are piatra respectivă. Poate să fie o piatră obișnuită. Orice, nu neapărat nevoie să fie prețioasă sau semi-prețioasă. Orice apă, orice piatră, la orice vrei să vorbești, se activează. Pentru că e sufletul divin acolo. Inclusiv, ai văzut la Masaru Emoto, dacă îi spui apă, da, ei, nu sunt frumoase, ea se armonizează singur. Așa este și cu piatra.
Și a spus, ești așa de frumoasă, a participat la atâtea ere geologice și a apreciat-o în toate formele posibile, o jumătate de oră. Deci trebuie un timp mai îndelungat ca să poată să se încarce cu energie. După care piatra i-a răspuns și când a pus-o la aparatul de fotografiat, avea o aură de jumătate de metru, ceea ce era deci foarte mult pentru o pieticică micuță, era foarte mult. Deci toată dragostea i-a întors-o înapoi. În cauza asta, pietrele pot să fie vindecătoare. Și orice lucru la care tu, cu care vorbești, el se activează. Cu atât mai mult oamenii. Dacă deci le transmiți trebuie... lucru minunat, îți dai seama ce îți dau înapoi. Și am pățit lucrul acesta odată foarte interesant. A venit o doamnă la mine în plafar, era în fața mea și tot discutam lucrul din ăsta de spiritualitate. Probabil că s-a activat foarte mult și la un moment dat din pieptul ei, din centrul pieptului, a pornit un fascicol de raze de lumină, exact cum am văzut sus, cum Dumnezeu era transformat într-un soare de iubire, care m-a lovit așa cu... era un aer cald, reprezenta iubire și m-a împins pe spate, aveam spătar și nu m-am lovit de medicamentele care erau în spatele meu pe rafturi. Și m-a impresionat. Îmi dat seama că și oamenii sunt la fel, dar trebuie să fii recunoscătorilor, să-i apreciezi și să le mulțumești ca să poată să se activeze. Da. Haideți să facem aici o paranteză, Marius, că mi se pare foarte importantă partea asta. Deci noi cu cât am vorbi din inimă și am aprecia omul din fața noastră și am vedea la el numai părțile pozitive și nu ne-am băgat deloc în chestiile negative pe care le percepem noi despre acel om. Deci dacă l-am aprecia într-una, i-am scoate în evidență calitățile și am fi recunoscători pentru ceea ce ne oferă acel om în viața noastră sau lecțiile pe care ni le aduce și așa mai departe, noi de fapt îi creștem lui, nici nu știu cum să zic, ok, energia, iubirea. Îi creștem efectiv iubirea sau cumva îi facilităm lui posibilitatea de a lăsa să iasă iubirea din el mai mult. Nu? Da, de fapt, el este oglindă și în măsura în care noi manifestăm mai multă iubire pentru el, el ne întoarce înapoi amplificat. Da. Deci nu numai că iese mai multă iubire din el, dar se și întoarce la noi. Și se întoarce la noi și e binefăcătoare. Da, și nu e ca și cum efectul pentru noi e același ca și cum ar veni el la noi și ne-ar zice el lucrurile alea, mamă ce minunată ești, fiindcă noi, uite, hai să luăm exemplu când ne îndrăgostim de cineva și avem impresia că sentimentul acela minunat pe care îl simțim vine de la omul din fața noastră de care ne-am îndrăgostit, dar de fapt acel sentiment era în noi și numai acum iese la iveală în prezența acelui om. Acel om cumva e ca și cum scoate un dop din noi și astfel iubirea aceea din noi poate ieși mult mai mult. Și iată cum e posibil ca să obținem același sentiment, dar fără să fim atașați de un om, adică prin simplu fapt că îl apreciem, el ne întoarce acea iubire și e exact acel sentiment de, hai să zicem, poate nu e chiar la fel ca sentimentul de îndrăgostire, dar tot pe acolo, că tot ai o stare de bine incredibilă. Da, pentru că oamenii decad, nu că sunt ei răi, ci că noi nu iubim destul. Da, și asta decad și se strică relația. Niciodată celălalt nu se devină cu nimic, ci noi ne mai iubim. Deci, ne dându-le energie, nu ne mai pot întoarce, că ne întorc ceea ce suntem noi. Nu au ce să ne întoarcă. Și dacă nu au ce să ne întoarcă, noi îi percepem ca fiind răi, neiubitori și nu mai știu cum, dar de fapt, da, dacă ei sunt oglinzi, e foarte clar, dar mi se pare că partea cea mai grea este să accepți că acel om îți este oglindă. Deci, asta e partea cea mai grea. Din cauza asta, singura soluție de a rezolva toate problemele din viața noastră este să ne comportăm ca o ființă divină pe pământ, adică să iubim orice ar fi. Și atunci toate, pentru că ele, situațiile se dereglează, pentru că ele
Noi nu mai dorim iubire și fără iubire ele se dezarmonizează. Da. Niciodată situația de viață nu este de vină, oamenii nu ne fac rău, ci noi nu mai dorim iubirea, asta este cauza. Și din cauza asta și ne îmbolnăvim, pentru că ne mai dorim iubire. Legea iubirii nu mai este în noi, în corpul nostru, și atunci se dezorganizează și celulele, pentru că celulele, ca să poată să funcționeze, ele trebuie să dorească peste 80% din energie celorlalte. În momentul în care devin egoiste și iau mai mult decât dau, atunci apare cancerul. Da, da. Deci, modelul nostru de gândire trebuie să fie să dorim orice ar fi, pentru că avem toată siguranța că orice problemă se rezolvă în momentul în care se încarcă cu energie. Se poate să nu se întâmple imediat schimbările, pentru că oamenii au decăzut așa de mult încât au nevoie de cantitate mare de iubire. Dar după un timp, ei se încarcă și își revin. Totul depinde de noi. Deci toată viața depinde de noi, inclusiv stelele sau apa mării, munții, toată natura și universul depinde de iubirea noastră. În măsura în care noi doar iubim, pentru că în fundal suntem, adică noi părem că suntem individuali. Dar iubirea noastră, cât este ea de mică, poate să schimbe tot universul. Deci e suficient ca un singur om să fie iubire orice ar fi și acela să fii tu. Și dau exemplu că dacă ar fi o balanță și ar fi nevoie doar de un singur om ca să schimbe soarta lumii, acela poți să fii tu. Da. Deci un singur om e suficient. Suntem cumva ca niște rele pentru energia divină, pentru iubire, adică prin mine poate curge așa un firicel din ăla mic care de-abia se vede sau poate curge dita mai șuvoiul care schimbă totul în calea lui. Suntem niște ușieri. Niște ușieri. Deschidem sau deschidem ușa. Deci noi alegem cât de mult să deschidem ușa sau... Da. Și în viața noastră, fie cu ea. Noi alegem câtă fericire să avem, câtă nefericire. Da. Pentru că noi credem că suntem eu și... Eu urmăiește un interes personal și când omul urmăiește binele său, se închide partea cerului. Deci adică se vede diferit, se deosebește și se distanțează de celălalt, ca să poate să lovească. Când noi, de fapt, suntem un fundal, o ființă comună. În măsura în care noi ne trăim viața ca o ființă comună și facem totul pentru celălalt, nu pentru noi, atunci se deschide partea cerului și nimic rău nu poate să vină, că ne identificăm cu totul. Suntem una cu totul. Exact ca în harap alb. Dacă ții tu minte, trebuia apela la regina albinelor, la regina nu știu cum. Deci toate te ajutau. În măsura în care tu ești iubire, totul te ajută și te susține. Uh-huh. Universul face totul ca ție să-ți fie bine, pentru că tu ești una cu universul. Dar dacă te distanțezi, și distanțarea se face prin interes personal, atunci noi ne separăm și devenim ego. Da. De exemplu, și e foarte simplu, când avem un gând de nemulțumire și margem pe el, s-a închis ușa și a început despărțirea și autodistrugerea, să punești un program de autodistrugere. Deci niciodată nu trebuie să acorzi atenție gândurilor care reprezintă nemulțumire, că nu ești tu acela. Tu ești cel care nu ești nemulțumit niciodată. Și mereu te verifici. Ce gând mi-a venit? Sunt supărat că... Nu ești tu supărat că tu ca suflet nu te supără nimic. Mă doare nu știu ce. Nu te doare nimica, pentru că tu ca suflet nu ești afectat de absolut nimic. Și în măsura în care tu nu acuzi atenție, toată atenția ta lumii și exteriorului, în măsura aceea lumea și exteriorul intră în armonie singură. De la sine. Deci ea nu așteaptă decât momentul în care să scape de tine, de strânsoare. Cum pune condiții? Și o condiționează să scoți ușa cu totul, să o arunci și gata, rămâne deschis acolo tot timpul. Da. Liber pentru cine vrea. Și este ca și când omul ar vrea să trăiască frumos sau să fie fericit. În momentul în care pune condiții, el s-a terminat. Da. Ca să nu spun mai rău, ca să nu vorbesc în alt termen, că a intrat în iad și a devenit diavol. Să nu se sperie, dar asta se întâmplă. Și apoi atrage fenomene din acestea neplăcute ca să poată să-l scoată, să-l desprindă și singur îl atrage. Că omul zice că n-am noroc în viață, păi cine te-a pus să
critis acuz, ai intrat în ceea ce nu ești tu și da. Supozi consecințe. Uite, cu, prin, când ești în stadiul ăsta al conștiinței, unde nu vezi deloc legătura între faptul că tu critici și judeci și după aia că ți se întoarce din față critică și judecă, da, judecată, dar tu nu vezi legătura, ca să încetul cu încetul să fii făcut, să vezi legătura, păi nu se poate decât prin suferință, că asta e. Și ajungem în punctul acela în care începi să-ți pui semne de întrebare că, bă, poate totuși există ceva mai mult. Eu sunt, mă autolimitez dacă nu încerc să trec peste acest nivel de gândire negativ pe care l-am. Și uite, din experiență proprie, că până foarte recent, până relativ acum 2 ani de zile, adică nici măcar nu vedeam că există diferite nivele de conștiință. Pentru mine exista un singur nivel, acolo eram și aia era. Și na, lucrurile s-au întâmplat de așa natură, m-am dat cu capul de pereți, până când am început încet, încet să percep că există și altceva. Și am început să-mi doresc efectiv să nu mai vreau să mai judec pe nimeni și să nu mai vreau să mai critic pe nimeni. Și, dar asta e, trebuie să ajungi în punctul în care tu să vrei să nu mai faci lucrul ăla. Și până ajungi acolo, e cale lungă. Dar revenind la reîncarnare și la viața de dincolo, noi avem multe șanse să facem asta. Și dacă nu reușim într-o viață, avem șansa să facem lucrul ăsta în viața următoare. Și dacă până acum evoluam așa, nu știu, 5%, îți trebuia o viață întreagă ca să crești un pic, un pic, în perioada prin care trecem acum, am impresia că suntem ajutați să facem salturi mult mai mari. Adică ceea ce am fi învățat poate în 3, 10, nu știu câte vieți, avem șansa să învățăm acum într-una singură. Poți să vorbești un pic despre cum să facem sau ce ne poate ajuta pe noi să înlăturăm această temă de moarte și să putem privi în perspectivă din cum să facem să fie cât mai bine pentru sufletul nostru? Să trăim în divin. Da. Sunt mai multe lucruri de făcut. Acesta care l-am spus înainte, să nu permiți nicio îndoială, niciun gând care reprezintă o acuzație sau critică, pentru că nu ești tu acela. Al doilea lucru, fiind tot timpul numai iubire, să înțelegi că ai toată siguranța de pe lume, ca să înseamnă credință, că din față nu va veni decât ceea ce ești tu, deci va veni numai iubire, adică totul va fi bine. Și dacă omul critică, e ca și când nu ar vrea să fie bine, dar trebuie să înțeleagă consecințele, dacă alege această cale egotică. Apoi să zicem că dacă totuși alege calea egotică, este bună și asta, pentru că va suferi cât se poate de mult și la un moment dat se va sătura și când se va sătura, atunci va renunța la suferințe, dacă altfel nu a înțeles. Dacă nu poate să înțeleagă altfel, înseamnă că el are nevoie. Dar de obicei noi când vorbim așa, ne adresăm egoului și egoul nu poți să-i spui, să-i vorbești invers, adică să-i spui că e suficient, că îi vorbești de moartea lui și nu va accepta. Și el este sensibil și poate să înțelege numai dacă îl încurajezi să greșească cât mai mult, îl încurajezi și spui, n-ai nicio problemă, asta este situația ideală, dar nu cred că vei vrea să faci lucrul ăsta, atunci ai nevoie, spre exemplu, ce să facem ca bărbatul să nu mai bea? Păi lasă să bea cât se poate de mult, pentru că altă soluție nu are. Și bărbatul este oglinda femeii și dacă femeia nu are critici, el nu are nevoie să bea, că băutura îi acoperă o nemulțumire, lipsă de iubire. În băutură el se întâlnește cu iubirea pe care nu a primit-o din afară, nu a fost încărcat și o ia de la Dumnezeu într-un mod foarte simplu și rapid. Pentru că îi cade mentalul, îi cad condiționările. Numai, în băutură el e fericit pentru că nu mai vine să critique deloc.
Și atunci el se încarcă cu energie. Deci prin băutură el se încarcă cu energie pentru că nu a primit-o de la soție sau de la femeie și nu a putut să o găsească singur pentru că întotdeauna a criticat și a fost nemulțumit. Mai sunt și cazurile în care, da, sunt cei care după ce beau și ajung la un anumit grad de intoxicație, e totul bun și frumos, sunt veseli, uită de toate, dar mai sunt și acele variante în care devine foarte, foarte agresiv. Acolo mai este ceva la mijloc? Păi agresivitatea este agresivitatea femeii, deci mm-hmm. are o agresivitate puternică și... Păi, care se va întoarce... ia doar forma da. Ei. Mm-hmm. Și toți ceilalți, și copiii, și oamenii, prietenii, toți au forma interiorului nostru. La femeie este mai complicat, că având energie foarte mare, este dată această energie să iubească mult, adică iubirea să fie dominantă. Și ea folosește energia ca să da. Devină bărbat. Îl atacă și atunci atacul ăsta îi vine din față sub forma aceasta. Din cauza asta în Biblie se zice să nu ucizi. Adică să nu determin pe celălalt să facă un lucru care nu este în firea lui. Da, înțelegi? Da. Deci ea mai mult decât oricine trebuie să iubească orice ar fi și atunci din față nimic nu va mai veni. Da. Și viața va fi frumoasă. Se așteaptă totul de la ea. De ea depinde natura, depinde universul, da. Toți depindem de femeie sau de mamă. Mm-hmm. Ea trebuie să ajungă la acel tip de iubire în care să nu fie posesivă, să nu ceară absolut nimic și atunci bărbatul va veni înapoi, copiii vor fi cum trebuie și țara va funcționa bine și natura la fel și universul la fel. Asta trebuie făcut. Ca să fim fericiți, noi nu trebuie să căutăm binele nostru niciodată. Este iarăși invers decât face ego-ul. Pentru că atunci când căutăm un bine pentru noi, producem rău la ceilalți, că binele nostru e pierderea pentru celălalt. Și când de facem... Marius, hai să vedem dacă putem reformula un pic. Să nu căutăm niciodată binele nostru, și ai zis, fiindcă dacă îl căutăm, atunci producem rău celorlalți. Dar există cumva și o cale de mijloc unde să-mi fie... bine și mie și să le fie bine și celorlalți? Nu există cale de mijloc, este exclus. Noi suntem, nouă ne este bine numai în măsura în care celorlalți le este bine, pentru că suntem o ființă comună. Și că faci celorlalte, dai energie, ție îți dai. Deci da. Mai când asta dai, ție va fi bine, altfel nu se poate. Pentru da. Că te unești cu ființa comună, ești una cu totul și atunci ți este bine. Deci binele da. Lui este binele tău. Dar dacă te desparți de el și cauți un bine personal, atunci ego-ul nostru, adică se întărește ego-ul nostru, îndreptățirea de sine, generează un adversar și îl pune pe celălalt să-i facă un rău. Ceea ce nu era natura lui. Dar dacă el s-a despărțit, atunci exteriorul va ataca. Da. Deci tot în viața noastră ne duce spre iubirea o ce a fi. Da. Tot ce ni se întâmplă ne duce tot acolo. Sună foarte extrem ceea ce zici, chestia asta cu să nu îți pui interesul propriu pe primul loc și mereu să îl pui pe celălalt, asta dar este. La o vedere da. Mai profundă, atunci când din inimă faci ceva pentru cineva, bucuria aceea este imensă. Și să zicem, dacă renunți tu la o pereche de papuci pentru, nu știu, vede cineva la tine și îi plac atât de mult, sau poate că persoana respectivă nu are încălțări, îi vede la tine și tu simți că îi plac și că ar avea nevoie de el și îi dăruiești din toată inima. Deci vine așa, pur și simplu te trezești că îi zici ia-i. Bucuria pe care o vei simți văzând că omul acela se bucură de ei, este mult mai mare decât bucuria pe care aș putea o primi prin faptul că am acea pereche de papuci. Adică nici nu se compară. Asta unul la mână și doi la mână, poate că pe moment pare o pierdere, dar dacă ai un pic de răbdare, o să vezi că imediat, sau dacă nu imediat, în orice caz la scurt timp, se întâmplă ceva
ce vine și îți aduce mult mai mult decât ceea ce ai dat tu. Deci dacă avem un pic de răbdare și suntem atenți la mediul înconjurător și la ce se întâmplă în următoarele zile, putem observa că, de fapt, ceea ce ego-ul resimte ca o pierdere, nu e deloc o pierdere, fiindcă peste o zi, două sau o săptămână te trezești cu un dita mai cadou venit sub orice formă și pe care nu știi de unde să-l iei, fiindcă e ca dacă și cum îți vine de mine. Dacă ai acceptat. Da. Da. Și dacă pierde voi, foarte bine, trebuie să fii fericit. Da. Deci dar orice rău ți se face, nu ție ți se face, ți se face ego-ului tău și are nevoie de lucrul ăsta și trebuie să fii fericit. Da, da, da. Nu te poți supăra pe nimeni. Mm-hmm. Prin acceptarea e al doilea pas. Odată după ce înveți, crezi că ok, lumea din față e oglindă, asta e, mă conformez, al doilea pas este să accepți în momentul în care acea oglindă ți arată ceva nasol, neplăcut, să accepți și să nu te superi. Asta e al doilea pas major ca să către ființa divină da. Din noi. Revenim la lumea de dincolo? Da, revenim. Și construia dinspre mare spre mic până a ajuns să construiască ființe și nu erau conform așteptărilor sale, proiectului. Și până la urmă a reușit să facă omul, când a făcut omul, a suflat viață în el. Deci îți dai seama că fără suflul acela, este suflul care pleacă la moarte. Fără suflul acela, corpul nostru nu există. După care a făcut pauză, după care eram un globuleț, i-am văzut pe toți ceilalți cum erau, într-un fel de con care ne duceam în sus, toate globulețe, cum sunt bulele de gaz la apa minerală. Și am ajuns într-o zonă care era ca un platou și acolo a pornit o călătorie pe orizontală. La platoul acela era cel mai de sus, era o zonă de tampon, dincolo de zona aceea era un soare de iubire. Și globulețele erau multicolore, cât capul unui om, cum sunt baloanele de săpun, așa, și nu erau multe. Am vrut să mă apropii de soarele de iubire, dar e o vibrație foarte înaltă, acel prag. Și nu te lasă să urci mai sus și m-am liniștit. După aceea am observat că toate acele globulețe cântă, un fel de cântec de iubire adresată divinității și îl cântă la infinit și am fost impresionat de lucrul acesta. Am înaintat așa printre ele și am ajuns într-un loc unde erau niște globulețe foarte mari care aveau un fel de lumină în interiorul lor, mată. Stăteau într-un fel de cerc, erau niște ființe foarte înalte și primiseră de la Dumnezeu sarcina să oprească războiul pe pământ. Unul dintre locuri era gol, trimiseseră pe cineva pe pământ să vadă dacă găsește o soluție, dacă există o soluție. Și când am ajuns în dreptul lor, mi-au făcut loc. Asta m-a impresionat tare mult, pentru că le vedeam mult înalte. Așa, și nu m-au dat afară din rândul lor, m-au primit. Și am participat și eu la ce discutau. Se discuta telepatic în minte, auzeam totul și parcă tot raiul care era acolo vorba limba română pentru mine. Adică înțelegeam în forma aceasta. Eu nu știu de fapt ce limbă vorbeam, poate vorbeam o limbă sau se exprimau într-o limbă fundamentală. Am mai pățit lucrul acesta. Când am întâlnit vreo trei situații în care, indiferent că era arabă, italiană sau cehă, când ajungeau în dreptul meu, vorbeau în limba română toți. Și nu știu cum se poate lucrul ăsta. Deci probabil că avem un mecanism care traduce, nu? Sau când eram în viitor, în Bosnia-Herzegovina, toți soldații aceia aveam impresia că vorbesc română. Adică înțelegeam tot ce spun. Da. Și așa s-a întâmplat și acolo sus. Era vorba? Ne poți zice despre ce război era vorba? Al doilea război mondial. Mm-hmm. Deci lumea era în război și căutau cei de sus sănătate, căutau o soluție.
Și a venit cel care era trimis pe pământ și a spus: pe pământ e război. Era clar că nu găsise o soluție și probabil că trebuie să apelăm la ființele din spațiu paralel. Acolo în spațiu paralel sunt îngeri și ființe din acestea, noi le zicem extraterestri, care provin tot de pe pământ, dar au luat o altă direcție, nu științifică și tehnologică, și au dezvoltat foarte mult capacități în interior pe care și noi le avem. Și noi suntem la fel ca ei, dar nu le știm. Suntem mai războinici, așa. După care am ieșit din zona respectivă și mă jucam cu celelalte globulețe. Noi ne jucam acolo ca de aprinsele și când ne-am apropiam de cel din fața noastră, luam un unghi drept. N-aveai ce să faci. În spatele nostru era infinitul acela întunecat. Lumina era doar în zona respectivă. Lumina de la Dumnezeu, care era de fapt iubire. Da. Vreau să spun o întrebare, Marius. Ai simțit că celelalte globulețe, nu știu, e doar o întrebare, am o curiozitate, celelalte globulețe care erau acolo prezente, erau acolo de multă vreme sau era doar o fază? Sau, nu știu. Erau de multă vreme acolo. Și se mai întâmpla o chestie. Uneori virau un cap de om. Viram în cap de om. Da, și se întorceau, adică luau cap, forma unui cap de om cu ochii închiși. Mm-hmm, mm-hmm, ce interesant. Da. Și după care reveneau înapoi. Da. În forma de globul de sferă. Noi avem o problemă acolo că nu știam cum arătăm. Vedeam pe ceilalți, dar nu știam cum arătăm noi. Și de fiecare dată îmi doream foarte mult să știu cum arăt. Și de când, fiind seră, mă învârteam așa și niciodată nu găseam un capăt. Mm-hmm. Dar mereu o luam de la capăt. Nu știu ce speram, da, eu, da. Și la un moment dat a venit în fața mea un glob mai mare cât o minge de plajă, cum erau acei înțelepți, și mi-a arătat în suprafața sferii lui ce a fost pe pământ. Avea o iubire deosebită. A fost un om de nimic pe pământ, de care toți își băteau joc, și el îi iubea așa cum erau. Nu se opunea. Și când am fost acum la Brașov, doamna Ina ne-a trimis și niște poze și niște înregistrări cu un înger pe pământ care avea cisme și era un om al străzii. Era așa de bun și de blând, nu se opunea la ceea ce îi venea din față, oamenii le exploatau, nu-i dădeau bani, doar țigări și mâncare. Și el nu se opunea. Și într-adevăr îl vedea mereu pe Iisus, îi apăra în vis și el la un moment dat a spus un lucru interesant: eu o să mă duc acolo sus la el, voi nu știu ce o să faceți. Deci diferența era colosală între noi și el, pentru că el nu se opunea, unde îl trimitea acolo se ducea, nu cerea absolut nimic, deci trăia în iubire. Și când vorbea despre Domnul Iisus, își pierdea vocea. Ajungea să șoptească și cu greu înțelegea ce spune. Bun, deci sunt asemenea oameni printre noi, așa este și îngerul meu. Este foarte sus, ceea ce în ordinea lumii noi am putea să desconsiderăm, acolo poate să fie șeful nostru, că iubirea este poruncitoare. Și aici era interesant că el nu căuta mai mult pentru sine, mai mult bine pentru sine, ci se mulțumea cu puțin. În cauza asta Dumnezeu mi-a dat seama că este în puțin, e jos de tot, nu este unde merge lumea spre mai mult. Toată omenirea nu merge spre divin. Și în cauza asta și în Tao Te Ching, cea mai veche carte de înțelepciune, peste 6.000 de ani, spune că Dumnezeu este acolo unde se strâng apele, în vale. Și mai spune așa: cel care va urca va fi doborât, cel care va coborâ va fi urcat. Deci divinul este jos de tot. Și dar uite, și cu îngerul tău, adică îngerul tău are misiunea, printre multe altele, să te ghideze pe tine. Adică nu e vorba despre interesul lui propriu, e vorba despre întreg. Ok, tu faci parte din întreg, noi toți facem parte din întreg. Și misiunea lor este să ne susțină pe noi și să ne ajute. Și chiar vreau să te întreb dacă
Fiecăruia dintre noi ne este dat un înger și dacă acest înger e dedicat 100% nouă pe parcursul întregii noastre vieți. Da, este dedicat, dar noi nu-l auzim de multe ori. Nu-l Da. luăm în seamă, pentru că este invers, ce spune el, este invers interesului nostru. Se opune total interesului. Noi vrem mai mult bine pentru, așa considerăm noi viața. O continuă adăugare de mai mult bine pentru corpul nostru și nu este așa. Da, E da. invers. Trebuie să nu acorzi tot binele tău corpului și atunci vei trăi ca suflet. Da. Aceasta este Revenind mișcarea. la... O clipă. În modul acesta, că există mereu întrebarea, da, dar trebuie să ne arăți calea cum ajungem acolo. În măsura în care te lași și nu vrei un bine pentru tine și cedezi binele tău, ai intrat în devin. Deci deja calea este spusă, dar nu Da. este văzută, pentru că nu ne convine. Credem că trebuie să facem un efort, nu trebuie să facem niciun efort. Trebuie să renunți la căutare, la adăugare. Și când faci lucrul acesta, te unești cu Divinul imediat. Spre exemplu, ești într-o situație delicată, un conflict. Nu reacționezi. Când n-ai reacționat, ai devenit sufletul, care nu reacționează niciodată. Trebuie mereu să te gândești dacă ceea ce fac eu acum este sufletul sau este ființa egotică. Când lupți și Da. te aperi, ai intrat în ființa egotică. Atunci ai toată siguranța că lucrurile se vor termina prost. Sau dacă ai o dorință să ți se împlinească. Este voia egoului, nu a ta. Pentru că ființa divină din noi nu vrea nimic. Nu dorește nimic și din cauza asta toate lucrurile se împlinesc. Deci nu este frumos. E Și Tao Te da. Ching zicea că Dao este apa. Apa este foarte moale, se lasă pe sine mereu, se lasă învinsă. Dacă dai un pumn apei, ea se lasă bătută. E bine, cine vrea lucrul ăsta? Omul când are un conflict de genul ăsta, reacționează. Deci se opune divinului. De fapt, întâi, criticile lui vin din față sub forma unui atac, în forma aceea. Și singura soluție de a opui atacul este să lase armele jos. Dar nu face asta, el reacționează și se luptă, se împotrivește. Și atunci urcă pe nivele superioare și primește lucruri mai neplăcute. S-ar putea ca în momentul acela să învingă, dar cu siguranță nu va învinge pentru că el a apărat un ego. Și ego va crea o altă situație de neplăcută ca să-i producă cât mai multă durere. Deci singura soluție la tot ceea ce vine din față este să cedezi. Când ai cedat, atunci devii una cu sufletul care nu se împotrivește la nimic și imediat intră armonia în situația respectivă și în viață și se schimbă totul foarte repede. Da, vreau totuși să pun o întrebare legat de dorințe. Uite, vin momente în viață, de obicei atunci când trebuie să luăm o decizie, în care inevitabil avem o preferință. Să zicem, nu știu, locuiesc în America și vreau să mă mut înapoi acasă. Și îți vine dorința asta, că da, îmi e dor de România și acolo simt eu că vreau să-mi trăiesc restul vieții. E totuși o dorință și să zicem că ființa divină nu dorește nimic. Totuși, când viața ne conduce în diferite situații și suntem la o bifurcație de drumuri, e inevitabil să nu dorim ceva, că dacă am rămâne acolo inerți și asta ar fi. Cine dorește? Numai ego-ul dorește. Sfântul Divin este mulțumit oriunde. El nu vrea să plece niciunde. El este bine oriunde. Deci el nu are niciun fel de dorință. El nu vrea să plece din România, el nu vrea să plece din America, nu vrea niciunde. Da, Dacă, spre dar... exemplu, a fost mișcat și dus acolo de un ego, de ego-ul respectiv, Așa. zicând că în America va fi mai bine, nu va fi mai bine, va trebui să fie mai rău. Pentru că întotdeauna orice acțiune care vine dintr-un ego se va termina prost. Da. Poate n-am dat exemplu cel mai bun, dar mă refeream când îți vine vine ceva înspre tine, o oportunitate, o sincronicitate, să-i spun, ceva, un dar. Și ca Îl să accepti, îl îl accepti și... accepti. Deci, da. Nu este decât acceptare. Și întrebarea este, da, dar dacă vine cineva și îți face un rău, reacționezi sau nu?
Păi dacă ești în iubire, nimic rău nu poate să vină. Dacă vine, înseamnă că tu ai fost în ai creat deja apărare, în luptă dinainte și ai creat situația respectivă conflictuală. Și așa situația nu se poate opri decât dacă cedezi. Dacă te împotrivești, te-ai îndrobit. Da, da, da. Bun. Să revenim la... Ok, și erai un globuleț. Erai un glob și te dădeai peste cap ca să vezi cum arăți, dar nu puteai. Da, și a venit în fața mea și la un moment dat avea așa de multă iubire încât mi-a dat seama că trebuie să cedez, să mă las. Nu puteam să mă opun iubirii în niciun mod. Că este un flux așa, o formă de energie caldă, fascinantă, o formă de extaz și extazul nu poți să iei de opui, care te inundă și nu mai ai voie proprie. Nu mai poți să faci nimic și te-am frânt. Și m-a luat după el așa, el mergea înainte și m-a dus prin două ființe eterice care nu aveau formă. Erau cele care dețineau istoria mea personală și mi-au arătat ce am fost înainte și mi-au ridicat în fața mea un fel de ecran ca la cinematograf, alb. Și pe ecranul acela a început să îmi proiecteze ce am fost eu înainte. Și mi-a zis, uite, datorită acestei situații care a fost înainte, viața în care intri acum nu va fi grozavă, trebuie să te încași din nou cu energie, că din cauza ni se dau neplăceri ca să te încași cu energie. Și, dar vei evolua foarte mult spiritual, sufletește. Și asta a fost. După care am mers încă puțin și s-a întors cu fața spre înainte și s-a întors cu fața spre prag. Și atunci a început să urce. Nu se vede, e o scară acolo, dar nu se vede cu ochii, dar o simți când urci. M-a tras după ea și a început urcarea. Și am urcat și eu, să zic, 15-30%, nu știu cât am urcat, cu îngăduință, dar la un moment dat m-am oprit pentru că nu am mai putut. Deci urci câtă iubire ai acumulat pe pământ, dar iubirea este sacrificiu de sine, adică sacrificiu ego-ului. Cât de mult ai lăsat ego-ul, atâta poți să urci sus. Cât bine ai făcut tu celorlalți. Și a venit în spatele meu și m-a împins. Și m-a ajuns dincolo de prag, în partea stângă, în partea dreaptă era tronul Tatălui Ceresc, care stătea pe acel tron, pe acel scaun cu spătar, era îmbrăcat în veșminte albe strălucitoare, era foarte bătrân, semăna foarte bine cu părintele Galeriu la față, așa, cu brăzdate de riduri, așa, și s-a întors spre mine. Când s-a întors spre mine, s-a încruntat. Când s-a încruntat, am tremurat, pentru că știi că e tatăl tău, care știe totul despre tine și avem o formă de vină, că a fost trimis pe pământ, am zis că doar dăruiesc și nu am făcut lucrul acesta. Și după care a zâmbit și când a zâmbit s-a transformat în soarele de iubire pe care îl vedeam de partea cealaltă. Din poziția lui de acolo se vedeau globulețe cum erau peștișori într-un acvariu, printr-o formă de, ca un fel de geam care despărțea cele două locuri. Și am intrat în el și am intrat în supa aceea de puncte aurii de fericire, de extaz. Am mers puțin prin ea și la un moment dat în partea stângă mi-a apărut un biciclist care dădea la pedale. Și când pedala, farul se aprindea. Când se oprea, se stingea și se uita la mine dacă înțeleg despre ce e vorba. Acolo, sus, nu mi-am dat seama despre ce era vorba, dar explicația pe care mi-am dat-o după aceea a fost că atâta timp cât pedalez, când dăruiești iubire, vei primi iubire. Dacă te oprești, se oprește și iubirea care îți vine din față. După care m-a dus îngerul meu să văd iadul. Este vorba despre al doilea iad, că sunt două. Acolo era un iad cu irecuperabil, ținea în partea dreaptă a lui și era ca un fel de plasă de pescari foarte imensă. Acolo cred că erau miliarde și miliarde de globulețe cenușii înghesuite unele în alte, care țipau. Și nu te puteai apropia. Cel care era în fața mea mi-a arătat ce a fost. El a fost pe pământ un om bogat care s-a ocupat doar cu adunatul și strânsul. Deci doar a luat pentru el, nu a dat. Și în cauza asta el n-a avut iubire și probabil că de mai multe ori s-a oferit ocazia doar să dăruiască și nu a făcut. Și acum îl cuprinsese regretul.
Deci ceea ce ne poziționează în iad este regretul. Că, deci în noi este pus modelul ideal, cum trebuia să fim. Și la moarte se ridică acest model ideal, care este ca un fel de grilă, și noi singuri bifăm, trecem, că se zice, se trece prin vâm. Sunt toate experiențele noastre și vedem acolo unde trebuia să dăm și nu am dat și am luat numai pentru noi sau am luptat, ne-am apărat și singuri bifăm sau nu. Pentru că toate întâmplările din viața noastră care reprezintă un conflict sau o pierdere sunt vâmi. Deci noi, când a apărut în față un lucru care ne căjește, am intrat într-o vamă, de fapt. Și sunt niște ființe ale cerului, niște îngeri care ne urmăresc cum ne comportăm și ne bifează sau nu. Se uită la noi și suntem la un examen, de fapt. În momentele acestea critice, fii atent și la un examen. Modul de comportare contează în lumea de dincolo și te poziționează. Nu e de glumă. Și acolo, când se iese din corp, majoritatea sufletul se duc în partea stângă, deschisă de Ilie Cioară, în moartea morții și desăvârșirea. Este o zonă care seamănă foarte mult cu zona noastră, sunt case, sunt copaci, este cer și soare, numai că acolo legile fizice sunt răsturnate, astfel încât poți să vezi o jumătate de corp mergând pe stradă sau un om fără cap. Cap. Ceea și, ce numim noi lumea astrală, cred, sau da. Astrală. Da, este o astrală, zonă până la fluviu de gânduri, unde peste 99% sunt, din suflete sunt cantonate. Nu reușesc să urce mai sus, pentru că și mai ales sufletele care s-au preocupat să adune, pentru că posesiile mea de nicul sunt greutăți la urcare. Da, deci vreau să întreb un pic despre lumea asta, nu am înțeles exact, e cumva partea până la fluviu de gânduri, e cumva doar partea inferioară a lumii astrale sau o cuprinde și pe cea superioară care seamănă cu raiul? Cea superioară este formată de puncte aurii de fericire. Dincolo de fluviu sunt doar puncte aurii. Dincolo de fluviu. Este chiar divinul. Dincolo. Dar uite că în Ilie Cioară era, de exemplu, când se ieșea el din corp și se ducea și de multe ori se ducea numai în partea inferioară, acolo unde era așa o chestie parcă desprinsă din Halloween, cu multă suferință și chestii grotești și așa mai departe, dar i s-a întâmplat să se ducă și la suflete care erau mult mai luminoase și se aflau într-o parte superioară, ceva ce semăna a rai, de exemplu, nu mai știu, fiica lui HD-ul, Iulia HD-ul. Ea era undeva unde era foarte frumos. Tot astral, și tot astral, că dacă depășești fluviul de gânduri, acolo ești punct, aurii de fericire sau sus de tot la prag, ești globulețele respective. Aha, deci tot astralul. După fluviul de gânduri, nu mai e nimic, e spațiu, este chiar divinul. Este intrarea în soarele de iubire. Aha. Și noi, fiindcă zici că 95% din omenire nu reușește să treacă de fluviu de gânduri, asta înseamnă peste că 95%, peste 95%, e nevoită să se reîncarneze, până dacă când... Dacă reușesc să iasă de acolo, probabil că sunt readuși pe pământ ca să și învațe mai departe experiențele. Nu știu cum se face, nu am văzut asta. Uite, cum am înțeles eu, la moarte, noi avem mai multe corpuri. Avem corpuri inferioare și corpuri superioare. Despre corpurile superioare nu știu foarte multe. De fapt, nu știu mai nimic. Despre astea inferioare avem corpul fizic, corpul astral, corpul cauzal. Și fiecare dintre ele are un corespondent în corpurile superioare, dar în fine, nu intru pe partea asta. La moarte, aceste corpuri se separă. Corpul fizic, evident, rămâne pe pământ și se deteriorează, se descompune. Corpul astral este cel care se duce în lumea descrisă de Ilie Cioară și își ia locul mai sus, mai jos, în funcție de cum a fost pe pământ. Iar corpul cauzal, nu este eliberat. Poftim? Nu se eliberează în măsura în care nu se depășește
zona aceea astrală. Trebuie să se purifice. Stai un pic să termin. Cum am înțeles eu? Deci în corpul astral se duce și se purifică în lumea astrală descrisă de Ilie Cioară, iar lucrurile bune pe care le-am făcut noi în viață, iubirea, se păstrează în corpul cauzal, ceva de genul. Da. Și prin revenirea noastră pe pământ și apoi după moarte iar mergem în lumea astrală și ne purificăm, scopul e de fapt să ne purificăm, să ne curățim atât de mult corpul cauzal, încât prin el se poată pătrunde cât mai multă lumină de la corpurile superioare. Și asta vreau eu să... Aici era neclaritatea mea. Deci, până nu trecem de fluviu de gânduri, înseamnă că noi încă mai avem mult de curățat și de purificat la corpul nostru cauzal. Sigur. Dar ce e important este că nu ne convine. Adică tot ceea ce se cere ca să te purifici, nu ne place. Da, da. Pentru că ne identificăm cu eu, cu interesul personal și mai departe. Și noi nu vrem raiul. Noi vrem iadul. Da. În măsura în care omul vrea lumea aceasta și o pune pe primul plan, el nu vrea raiul. Ca să vrea raiul, trebuie să se desprindă de lumea aceasta, să nu fie totul pentru ea, să nu petreacă tot timp numai ca să adune, să câștige și mai departe, să o lase. Și în măsura în care el o lasă și se desface de ea, se desprinde de ea, în măsura aceea, real, în lumea tehnică, se va putea desprinde de zona aceea astrală. Deschise de ele. Dacă aici nu o lasă, nicolo nu va putea urca. Dacă aici concepe ca fericirea lui este să adune, să câștige, el e terminat, el s-a dus în zona de unde scrie studenților, fără putință de mai face absolut nimic. Spre exemplu, când am venit în viață, o să spun mai departe toate etapele, îngerul meu m-a dus la un pod și mi-a zis, uite-te la ei, oamenii mergeau la servici dimineața. Uite-te la ei. Toată lumea aceasta merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care au fost trimiși ei pe pământ. Deci scopul nu este să aduni, să câștigi, nu știu ce. Scopul este doar să dăruiești. Să dăruiești, să iubești, ca să te îngași cu energia aceea, pentru că iubirea este energia ascensională. Dacă să iubești, trebuie să ai cât mai multe ocazii, adică să realizezi cât mai multe momente în care tu te-ai lăsat pe tine pentru celălalt. Ai făcut o jertfă. Dar oamenii nu consideră asta, nu se jertfesc. Cu toate că la țară am văzut că se fac lucrul acesta. Nu știu ce să facă ca tu să te simți bine. Deci fac o jertfă. Ei se încarcă cu energia iubirii. Da. Deci nouă nu ne convine să... Pentru că nu ni se spune, nu ni se explică. Cu toate că informația este peste tot. Cum vis-a-vis de ce ziceai tu mai devreme, că ai dat peste acele ființe de lumină care discutau cum să ajute Pământul legat de al doilea război mondial. Deci e cineva acolo sus care întotdeauna vrea să ne ajute și deduc că vrea să ne ajute și la nivel colectiv, dar vrea să ne ajute și la nivel individual, să ne ajute pe fiecare în parte să evoluăm și să vedem. Bun, deci asta trebuie să înțelegi. Păi asta face continuu. Avem tot ajutorul. Asta face continuu. Tot ce vine din față vine de la el. Deci continuu corectează la noi. Da, suntem da. Nepricepuți, suntem neînțelegători, nu suntem sensibili și suntem încăpățânați. Credem că ceea ce gândim noi este ceea ce este corect. Da. Eu trag totuși speranța că... Nu are cum... Îți spun de ce. Omul când depășește necesitatea, îi se pune vol pe față. Deci automat nu va gândi bine. Când depășește nevoile, când vrea mai mult decât îi trebuie, deja are vol. Și nu va vedea bine, nu va înțelege. Degeaba îi dai cărți, degeaba se duce la cursuri. Nu le va înțelege, nu le va accepta. Nu va folosi la nimic. Și invers, spre exemplu, la această informație care o discutăm noi acum, nu are acces decât, e un fel de selecție naturală. Decât cel care a suferit. Și a reușit să-și ia o parte din volul acela de pe față. Are ceva, o deschidere. Da. Multe femei vin la cursul ăsta pentru că au probleme cu soții, cu bărbații și ar vrea să le fie mai bine, dar chiar ele sunt cauza. Și, spre exemplu,
Vine, să zic, la psiholog un om și se plânge. Dar chiar plângerea este soluția divină cea mai bună. Deci de ceea ce se plânge el are nevoie. Deci este soluția găsită de Dumnezeu, nu te poți opune și îi trebuie. Numai că ar trebui să înțeleagă ce a dus-o sau în situația respectivă. Cum a ajuns ca Dumnezeu să-i dea o înșelare sau o trădare, o pierdere. De ce s-a ajuns la asta? Și de obicei femeile au orgoliu foarte mare și refuză, resping. Și iarăși o ia de la capăt cu aceeași problemă. Deci nu rezolvă soluția. Da. Ceea ce primesc de la divin este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Dacă ele sunt chemate să înțeleagă singure lucrul acesta. Și dacă nimeresc această informație, dacă ai observat, ea se referă la să-ți găsești singur înțelegerea ca să poți să o depășești. Că oricum, dacă tot ceea ce vine spre tine este lucrul cel mai bun de care aveai nevoie, nu te poți supune. Ci trebuie doar să înțelegi de ce s-a ajuns. Chiar am discutat cu cineva lucrul acesta, soțul, nu știu cum, bea și așa mai departe. Păi, prin soț, Dumnezeu o ducea spre iubirea orice a fi. Adică neplăcerile care veneau din față erau din faptul că ea nu s-a comportat ca un suflet în relație, adică a pus condiții. Că de ce nu vii acasă, că de ce bei critici din ăsta. Și toate astea l-au îndepărtat pe el. Și deci soțul este mijlocul divin, metoda e doctorul divin care o duce în iubirea orice a fi. Și soluția era să fie cumva indiferentă. Să nu pună la inimă și să gândească că orice critică îi vine este a egoului, nu este a ea, a ei. Da. Și să se comporte ca suflet divin. Viteza cu care ea se comporte ca un suflet divin este viteza de reparare a relației sau a situațiilor de viață. Deci mereu da. Trebuie să nu te duci spre critică, judecată, condamnare, că ai ieșit din... Și generezi, adică lucrurile trebuie să știi dinainte că se vor termina prost. De trebuie. Deci soluția de a rezolva orice problemă de viață este să te păstrezi în suflet. Pentru că el nu critică, el acceptă totul, e ca un prost, într-adevăr. Dar este singura soluție. Pentru că omul crede că va fi în continuare, va fi exploatat. Și da, vei fi exploatat în continuare până când atingi această iubire, că vei fi indiferent ce formă va lua realitatea. Când tu iubești pe om cu beat, nebeat, rău, nerău, așa cum este, atunci el nu va mai fi nevoie să fie rău, că nu va mai avea ce să vindece la tine. Este exact. Simplu. Deci soluția în toate problemele de viață este să te comporți ca o ființă a cerului care nu cere socoteală, nu vrea nimic pentru sine, doar eliberează. Și te uiți la ceea ce zici tu, ce-ți vine în cap? Ceea ce gândul tău eliberează, îi dă voie. Nu că nu știu ce a făcut omul acela că s-a dus și m-a trădat. Păi nu este eliberare, e voia egoului, e voința ta. Deci te trădează atâta timp cât nu iubești orice ar fi. Dacă tu ai iubit orice ar fi, n-ar fi nevoie ca el să se comporte așa. Rolul oamenilor de lângă noi este să ne ducă spre această iubire, că de aia am venit noi aici, să câștigăm această iubire orice ar fi. Și atunci, da. În lumea de dincolo vei avea parte de ea. Dar dacă în lumea asta nu o câștigi, riști totul. Deci da. E foarte grav. Ne jucăm așa ca la ruleta rusească, ne jucăm existența, veșnicia. Și e grav cu atât mai mult cu că noi avem o busolă incorporată care să ne zică acum ai sufletul, acum ai mintea. În momentul exact, în care aceste două, e dual. Da. Da. Și nu e nevoie de explicații mari. Of. Da, am închis. Spuneam, în momentul în care ești într-un conflict cu cineva, da? Și tu vrei să-ți dovedești neapărat punctul de vedere și să arăți că ai dreptate, dar înăuntru tău nu simți pace. Chiar dacă ți-ai dovedit dreptatea, nu simți pace. Pe când, dacă renunți la a-ți face pledoaria și a ieși tu mai cumos de acolo, simți pace. Și numai asta ar trebui, ok, păi dar de fapt eu ce vreau? Vreau să simt pace sau vreau să nu simt pace? Exact. Vreau să fii fericit, vreau să nu fii fericit, atunci luptă, că lupți degeaba, lupți da. Cu un ego. Da.
și vei suferi și mai tare. Nu se termină niciodată asta. Că asta s-a și întâmplat. Tot timpul a luptat cu soțul și soțul tot timpul a adus suferință. I-a adus suferință. Pentru că ea, de fapt, s-a comportat ca un ego. Și ego-ul asta vrea durere. Vrei durere? Mergi mai departe. Vrei să nu mai suferi? Eliberează. Dă voie vieții și oamenii să fie cum vor ei. Și este simplu. Este așa de simplu, e banal, e prea simplu. Nu cere bani, nu cere formă, nimic. E simplu, asta e problema. Să uiți, să lași în pace, să facă ceea ce vrea, să nu te legi de el, să nu condiționezi, să nu-l cauți prin buzunare, să nu-i ceri socoteală. Lasă să fie. Ce vrea să facă, asta faci. Să nu-l critici. Vrea să bea, de voie să bea, asta este. Pentru că el bea atâta timp cât ai critică. Dacă nu mai ai nicio critică, nu mai ai nevoie, că nu mai are neplăceri și se oprește, nu mai poți să bea. Deci dacă vrei să fie bine, numai așa poți. Pentru că el îți răspunde la faptul că te agăți prea mult de viață și îl condiționezi. Nu ai voie să condiționezi. Pentru că raiul, lumea de sus, este o lume fără condiții. Deci ea nu pune condiții. Deci dacă tu nu pui condiții aici oamenilor, vei ajunge cu siguranță rai. Dar dacă pui condiții din întâmplări minore, obișnuită, din relațiile interpersonale, te poți trezi că dincolo nu mai urci deloc, că n-ai cum, n-ai energie, pentru că n-ai eliberat, n-ai dat voie vieții să fie cum vrea. Este foarte simplu. Nu-i nevoie de psihologi, de nimic, absolut nimic. Și spuneai tu că dincolo aveai sentimentul acela de regret că ai fi putut să faci toate lucrurile astea și nu le-ai făcut. Adică nu ai, când ajungi dincolo, n-ai cum să scapi de... Nu, ființele de la Iniada aveau acest regret, dar era cumplit. Iau un fel de tipă din ăla care se întinde la în veșnicie, pentru că ele nu știau dacă vreodată vor mai fi trimise pe pământ. Și îi chinuia propriul regret. Da. Uh-huh. De ce să ajungi acolo? N-are rost. E absurd. E periculos. Deci în momentul în care noi funcționăm ca ego, e periculos. Da. Ce mai periculos. Și se destramă relația. Dar se destramă până la capăt. Adică merge până la moartea copilor. Deci dacă tu ții și lupți cu soțul, deja îi lei energie de la copii și încerci să-i omori. De la părinți. Îți omori toată familia și rudele. Pe toți îi dereglezi. Da, asta deci, e că lipsa iubirii destramă tot, în tot, absolut tot, da. Și dacă vine cineva la un psihiatru și zice, uite, astea-s problemele mele că m-a înșelat și m-a trădat, păi aveai nevoie. Psihiatru doar un singur lucru poate să explice de ce s-a ajuns în situația asta. Dar să înțeleagă că ceea ce se întâmplă e bine. Deci nu se poate plânge, avea nevoie. Deci toate neplăcerile care vin din față de ele avem nevoie. Singura soluție de rezolvare este să nu reacționezi. Să nu ai comentarii, că n-ai nevoie să ai comentarii. Când ai comentat, le-ai comentat pe Dumnezeu. Că de ce îmi scazi mie ego-ul? Că așa zice. Da. Păi ți-l scapi prin omul acesta care te îngenunchează și îți face rău ca să îți salvezi viața. Deci el face un lucru bun. Și noi asta facem, punem etichete negative la ceea ce ne ajută cel mai mult. Și etichete pozitive la ceea ce ne omoară. Da, zicem că bunăstarea, stabilitatea și siguranța vieții sau savoarea este lucrul cel mai bun. Și începem să mâncăm mâncare savuroasă. Păi dacă mănânci mâncare savuroasă, te-ai lipit de o viață bună și a început de strămare. Și nu știi asta. Sau vrei să adun cât mai multe lucruri. Bun, le adun. Adun cât mai multe lucruri, dar ele sunt piedici la oricare. Păi de ce ai făcut asta? Și apoi se destramă relația. Și mai departe. Deci foarte ușor noi, pentru că inversăm prioritățile și țelul. Ne punem un țel din lumea asta. Nu ai voie să spui un țel din lume pentru că lumea e secundară. Ei zic, voi fi fericit dacă soțul meu mă va iubi. Păi ai pus un țel din lumea aceasta și atunci soțul tău nu te mai iubește. Pentru că ai pus din lumea aceasta, ego-ul ți se întărește și începe să te înșele. Dar nu este el de vină. Ci tu, pentru că nu mai iubești destul, adică ai pus condiții. Nu poți să pui condiții lui Dumnezeu. Noi nu știm că în fața noastră nu sunt oameni. E numai divinul, întotdeauna. Și noi ne luptăm cu omul, dar omul nu are ce treabă. Divinul pune... Deci ei sunt doar actori. Deci oamenii iau un rol și iau un rol de om rău și tu își devină că l-ai pus să fie un om rău, dar e natura lui nu era să fie un om rău.
Ce e și mai interesant este că noi ne luăm conflictele pe care le avem aici și, nu știu, resentimentele, ura la care nu vrem să renunțăm față de anumită persoană, o luăm cu noi și pe lumea cealaltă, adică când mergem în astral, unde teoretic trebuie să ne purificăm. Și chiar citeam în Ilie Cioară, nu mai știu ce personaj era pe acolo, care în continuare avea animozități față de, nu mai știu, fosta soție care era încă vie, da? Și el încă, la fel, o ura ca și cum era acum pe pământ cu ea, adică nu făcea nicio diferență. Cum și... suntem aici, acolo suntem la fel. Da. Și cum spuneai... Zicem, vrem în rai. Păi cum ești aici? Că nu ai cum să ajungi în rai. Trebuie să faci rai aici ca să poți să ajungi acolo. Da. Adică să nu ai niciun fel de comentariu la ce vine din față. Să nu te opui. Și totul e augmentat dincolo. Adică aici, fiindcă avem timp și durează până ce lucru se creează, durează, acolo e instant. Și e la magnitudinea lui cea mai mare. Noi aici pe pământ, dacă am putea manifesta instantaneu, dacă n-ar exista, păi să ne gândim numai de câte ori nu m-am gândit eu personal că aș bate pe cineva sau când am avut niște întâmplări mai nefericite în viața mea, chiar mi-am dorit moartea anumitor oameni. Păi dincolo, teoretic e posibil, cum înțeleg eu. Dar cum ar fi dacă, Doamne ferește, noi aici pe pământ am putea să manifestăm instantaneu? Ar cădea oamenii ca muștele în jurul nostru din cauza gândurilor noastre negative pe care le avem la adresa lor. Da, păi când ataci un om, ataci pe Dumnezeu. Da. Vezi, în ce ai spus tu acum, zice că ai avut gânduri negative. Da, am urât la un moment dat pe cineva atât de mult încât i-am dorit moartea, efectiv. Deci nu avem voie să ne identificăm cu ego-ul. Deci când ai zis că am avut gânduri negative, ego-ul a avut, nu tu. Da, ego-ul, corect. Deci mereu trebuie să dai seama unde te poziționezi. Dacă te poziționezi în ego, lucrurile vor fi proaste. Și probabil că ai tras după aceea tot felul de evenimente neplăcute. Că le-ai construit. Păi chiar mă gândeam că persoana respectivă nu mi-a făcut atâta rău cât mi-am făcut eu singură prin ura pe care am purtat-o și față de ea, dar și față de mine, fiindcă mă criticam și mă judecam că de ce n-am reacționat eu într-un anumit fel sau de ce am fost lașă sau de ce am fost nu știu cum. Nu contează tema ego, are nevoie de eu o curță. Eu eram cea care mă loveam și cu stânga și cu dreapta. Da. Ego se hrănește cu durere, e absurd să... E irațional. Deci suntem niște ființe iraționale atunci când noi alegem calea egotică, pentru că nu se va termina bine deloc, va aduce suferință maximă până la moarte. Că pe aceea noi ne plângem că avem o boală gravă, cum e cancerul. Cancerul blochează un orgoliu foarte mare, adică îndreptățirea de sine, omul zice că are dreptate și luptă. Și trebuie să faceți exerciții de iubire, adică mereu să dai dreptate celuilalt și să nu susții dreptatea ta niciodată, mereu să te oferi, să faci lucrurile cele mai grele, nu cele mai ușoare. Și chiar așa, spre exemplu, te duci la servici, încerci să te duci pe jos dacă poți, sau nu urci scările ca să ajungi la apartamentul tău, dacă ai lift, mergi pe jos. Deci mereu dai semn că materia și că materia înseamnă comoditate, lumea aceasta înseamnă stabilitate, siguranță, să nu cauți stabilitatea. Da. Nu stai jos, stai în picioare. Da, vii de la serviciu obosit, nu stai jos în tramvai. Sau dacă la serviciu ți se cere să faci un lucru care nu e în fișa postului, tu nu nimic, te duci și faci. Adică unde te împing ceilalți, acolo te duci. Adică te comporți ca o barcă pe mare cu vele, dusă de vânt. Cred că mulți avem trigger pe chestia asta, cum adică să faci mai mult decât ți se cere, că asta se cheamă că ești exploatat. Dar uite, Napoleon Hill are el o cărțuloaie groasă, se numește Legile Succesului. Lasă grijile începe să trăiești. Poftim?
Lasă grijile, începe să trăiești. Da, are mai multe cărți. Așa, și în, unul dintre principii este chiar acesta, că să faci mai mult decât ți se cere. Asta e cheia, e una dintre cheile către succes. Bine, îmi place foarte mult ceea ce spune el, că cel mai scurt drum către succes este de fapt de a-i ajuta pe alții să aibă succes. Adică să nu ai interes propriu. Când interesul tău este ca celălalt să fie bine și să reușească, vei reuși și tu. Da, și uite, asta adică Dumnezeu, spunem... Dumnezeu apără interesul tuturor din cauza asta. Exact, exact. Da. Dacă vede la tine un interes propriu, atunci te-a blocat. Da. Să revenim la lumea de dincolo. Și am plecat din zona aceea cu iadul, pentru că era țipete acolo, și m-am dus într-o zonă unde era un fel de tunel care cobora în jos, cum seamănă foarte bine cu sorbul de la chivetă. Mm. Și stăteam așa pe margine și deodată îngerul meu a luat înainte, a sărit în golul acela, și a început călătoria pe viață, m-a tras după el. N-am avut ce să fac, nu puteam opune. Și am simțit că mă învârteam de la stânga la dreapta pe regula burghiului, deci mă înșurubeau cum ar fi în materie. Până la jumătatea distanței a fost ușor, n-a fost niciun fel de problemă, dar de la jumătatea distanței luam corpuri subtile pe mine, cum sunt cojile de ceapă, și înaintam mai greu. Și atunci am spus lui Dumnezeu, pentru că păstrez contactul cu el continuu, sufletul, e legat de el continuu. Și am spus, Doamne, dă-mi greutăți cât de mari poți, dar mi-am dat seama că dacă las așa propoziția, poate să-mi dea mai multe decât pot să duc. Și repede m-am grăbit să-i spun, da, nu mai mari decât pot să duc, pentru că întotdeauna trebuie să fii atent cum vorbești, să nu termin propoziția în răspăr, în act de păr, adică ca într-o formă de sentință definitivă. Mm-hmm. Că atunci o pățești. Am lăsat un... latitudinea lui, știi? Așa, și după care am coborât așa și la un moment dat am văzut niște forme ca niște pete de cerneală, semănau foarte mult cu o amebă, spre exemplu, știi? Deci nu aveau formă și erau răzlețe așa și când m-au văzut, s-au unit, erau vii, adică inteligente, s-au unit și au luat o formă de balaur. Și au venit pe mine și făceau urâi la mine așa. Și ca să mă sperie. Și îngerul meu mi-a spus, nu-ți fie teamă că nu te pot atinge. Pereții acestui tunel sunt transparenți, dar vibrează foarte, are o vibrație înaltă și nu putea să se apropie. Apoi am ajuns într-un loc în care am pornit o călătorie pe orizontală. Toate etapele acelea care le-a făcut el acolo la Tor, de apariția al Universului, planetă și mai departe, l-am trăit. Pentru că cunoașterea nu e cunoaștere, o recunoaștere, toate sunt în tine. Și am ajuns după aceea la momentul în care pe pământ era un fel de apă iute, mirosea, aerul era otrăvitor, cred, și era un fel de magmă roșie, deci nu era apa noastră de acum. Deci era o activitate vulcanică foarte puternică. După care am ajuns într-o perioadă în care era un singur om, era un bărbat, am intrat în mintea lui și eram el la un moment dat. Ținea legătura cu Dumnezeu continuu, nu mânca, dar nu vedea nimic ce era în jur. Așa și la un moment dat, eu, el, am cochetat și am zis că se poate să nu pierd legătura cu Divinul și m-am întors privirea spre mediul înconjurător. Și atunci tot ce era în fața mea sunt cuvinte întrupate. Adică copac e, cuvântul copac este copacul. Și cuvintele astea întrupate au năvălit pe mine, s-au aranjat în mintea mea rapid în propoziții și așa am început să văd. Din cauza asta, drumul înapoi spre divin trebuie să scadă mintea ca să poți să ajungi în divin, că mintea e bariera. Și la fel este bariera între cele două lumi, fluviu de gânduri. Și m-am uitat puțin spre el, dar am insistat că mă fascina ceea ce vedeam în jurul meu. Și cu cât am păstrat atenția asta mai mult cu atenția pe ceea ce era în jur, peste 15 minute, am pierdut legătura cu Divinul și cum am întors înapoi, nu l-am mai văzut. Și am rămas țintuit acum în lumea aceasta. Am trecut de zona aceasta, asta e căderea de rai, să nu împarți în bine și rău. Am trecut de zona aceasta și am ajuns în Egipt. În Egiptul antic am văzut pe faraon chemându-l pe
un preot și a spus preotului că era o ierarhie acolo, cheamă-l pe arhitectul șef. Vine repede arhitectul șef și îi spune un lucru care nu cunosc semnificația, vreau cât mai multă masă, îi spune arhitectului. Nu știu, am trecut de zona aceasta. Ca să poți să treci într-o zonă în alta de civilizație, te uiți la vârful unui con. E un contemporan. Când face o distanță mică acolo sus la vârful conului, jos înseamnă sute de ani. Deci foarte repede treci prin civilizații. Și am ajuns într-o zonă unde patru bătrâni scriau aceeași carte. Erau la o masă, erau îmbrăcați în negru, de sus până jos, așa ca cum sunt preoții, cu barbă albă și păr alb lung, și nu aveau geamuri la... Era un turnul unei cetăți. Nu aveau geamuri la turn. Și jos era o piață cu oameni care își strigau mărfurile. Și unul din ei, care stătea în capătul mesei, a spus, haideți să scriem cartea. Și au scris, scriau toți aceeași carte, pentru că se verificau de fiecare dată la consecințele pe care le dădea fiecare propoziție, cam trei nivele de profunzime, 3-5 nivele de profunzime. Și intram în mintea lor și vedeam cum căutau semnificații. După aceea ei se duceau acasă, că sufletul nu doarme niciodată și eu eram nevoit să rămân acolo, mă plictiseam. Cred că am stat în jur de 6 luni de zile, după părerea mea, și fiind plictisindu-mă, mă mișcam deasupra mesei dus întors. Așa, aveam o mișcare nervoasă. Eu încercam să mă urc mai sus, dar îngerul meu stătea sus și mă pârlea cu o formă de energie ca mă presa în jos și m-a ținut până au terminat ei cartea acolo. Deci probabil că a fost o carte, ziceam eu atunci, foarte importantă pentru oameni. Am ieșit până la urmă când au terminat din zona respectivă. Mai un pic. Vreau să te întrerup aici puțin, că mi se pare așa foarte interesant. Adică asta era venirea ta pe lume. Deci, practic, ai făcut o călătorie în timp, așa văzând diferite momente istorice, dar dincolo ai stat puțin, dar aici ai stat 6 luni. Nu, exact. Dincolo am stat foarte mult, dar aici s-a întâmplat 6 luni să stau. Ah, ok. Pentru că deci trebuia să încheie cartea. Ai fost în Egipt, de exemplu, și... Puțin, a fost câteva minute. Da, ok, asta zic, că într-unele locuri ai stat foarte puțin și în unele locuri ai stat mai mult, ca de exemplu aici. Da. M-am urcat din nou la vârful conului și am ajuns într-o insulă unde un scriitor scria o carte. Părerea mea este că era Shakespeare. Cunosc și acum cum era casa lui. Era formată din camere una în alta, legate una în alta. Și nu-i plăcea lumina sarului și avea niște ziua în amiază mare, avea draperii în acelea groase de catifea, roșii. Și erau trase, așa. Și la un moment dat îngerul lui se ducea la Dumnezeu, trecea peste scara raiului foarte ușor și stătea la discuții cu Dumnezeu, care dădea sfaturi cum să scrie el cartea, scriitorul. Și venea deasupra capului lui și îi dădea un fel de fulger verde-violet în vârful capului și el se simțea inspirat. Și alega repede la masă, nu avea niciodată că era dezordonat, pregătite acele... Scria cu pene de gâscă, nu erau ascuțite și le ascultea repede ca să nu piardă ideea, trebuia să se grăbească. Făcea pete uneori de cenară și le ocolea, deci nu-l interesa. Sau rupea hârtia, așa și arunca, ca să poată să prindă ideea. Apoi am plecat din zona cu scriitorul acesta și am ajuns pe palierul țării noastre. Se cade pe un palier, pe un alt palier și de aici se ia din nou de la capăt. Și din epoca, să zic, neolitică, unde era un sat care era atacat de un popor migrator, de un fel de armată, și erau foarte încrezători, erau beți și nu aveau niciun fel de probleme când au văzut satul într-o vale.
Și bătrânii din sat au simțit că vin oamenii aceștia și și-au activat, le-a căzut mentalul, că asta este metoda. Adică să te decuplezi și când te decuplezi se activează câmpurile din jur. Și au devenit din ce în ce mai puternice și mai luminoase, după care același lucru l-au făcut și maturii și copiii. S-a făcut un fel de ceață și ceața asta s-a îndreptat spre atacatori. Atacatorii, când au intrat în ceață și-au pierdut mintea, n-au mai știut ce este cu ei și care s-au oprit. După care ceața i-a adus în sat și așa, încet cu încetul, i-au înglobat. Și așa erau învinși fără luptă. Deci asta a Erau fost pe integrați. teritoriul țării noastre. Ai Da. Deci idee de aveau calități prevalență? deosebite și pe mine m-a impresionat perioada cu Zamorse, pentru că Zamorse nu a făcut ceva deosebit decât i-a învățat să fie jumătate de oameni. Adică să mănânce puțin, să se deplaseze spre puțin și când se deplasau spre puțin, făceau un gol în ei și venea divinul și când luptau, nu mai luptau ei. Și prezența lui Dumnezeu era cea care, din cauza asta, Traian, știind acest lucru, a pus pe soldații lui să poarte niște platoșe și scuturi care aveau gravate zeități dace, pentru că el credea că lupta întâi se dă în planul sensibil între zeitățile celor două popoare. Da. Și după care m-a dus la o peșteră, în peștera Basarabi, după câte am simțit eu că este din Dobrogea, unde s-a făcut trecerea de la o religie la alta. Și erau preoți îmbrăcați în negru și preoți îmbrăcați în alb, care cred că erau daci. Aveau un fel de țesătură de in pe ei, de sus până jos, așa și o sfoară legați la mijloc. Și a fost un mic diferent între ei. Deci la început aceia puneau niște condiții, dar părinții daci au făcut lucrul acesta doar ca să nu arate că de fapt ei au o forță foarte mare în spate. Este forța asta de Miorița, a acceptării totale. Și avea un ușor zâmbet. Și în cel mai zice, uite, acum se trece de la o religie la alta, dar cei care o vor lua noua religie nu va fi respectată, nu de alta, dar cea de dinainte era mult superioară. Asta mi-a Adică zis de și la aceste alegerea lui cuvinte. Salmon se la Da. dogmat, la dogmele creștine. Religii creștine, da. Deci nu Da. de alta, dar cea dinainte era mult superioară. Era o religie practică. Adică trebuia să Da. te împuținezi, te-ai împuținat și atunci ți se Da. explica că și constatai că ființele divine erau cu tine și te susțineau în toate. Dumnezeu te... Noi acum suntem creștini numai cu numele, că în practică nu Numai suntem ritualic, deloc da. Este mai creștini. mult Da, ritualic da. și nu mai practicăm nimic. Așa. Și după care am ajuns tot în zona Dobrogea, într-un moment în care cred că erau anii 1800 și ceva, spre sfârșitul secolului, pentru că 19, pentru că oamenii, bărbații aveau mustăți care erau așa învârtite, aveau giobeni, aveau baston, femeile când intrau în baie, nu se, adică intrau cu niște desuri, adică aproape îmbrăcate, era o vreme întunecoasă și cred că era eforie sud și am impresia că clădirea încă mai era atunci când am văzut eu lucrurile acelea. Erau niște cabine pe plajă și stăteau pe șezlongul și citeau ziarul. Asta era atmosfera bonomă a acelor ani. După care am ajuns în momentul în care trebuia să mă nasc. În fața mea era același perete oblic, ca un ecran așa oblic, cum era sus la prag, și vedeam lumina soarelui din spital. Așa, și îl întreb pe îngerul meu, ce este aceasta? Și el îmi zice, este viața. Și l-am întrebat, și ce este viața? Lasă că o să vezi tu. După care, în partea stângă, mama este cum stă avionul și vine burduful acela și pasagerii urcă în avion. Așa stă, așteaptă și intri în
deja s-au unit spermatozoidul cu ovulul, dar nu s-au, n-a început sementarea organelor. Acela este momentul în care intră sufletul. Am uitat să spun că ți se spune la ce familie, de ce te duci la familia cu tare, ți se spune de ce stabilit de sus este o ordine desăvârșită. Și am participat la formarea organelor. Organele când se formează sunt niște flash-uri de lumină, de extaz, numai că investiția de energie era mai mare decât sus. Deci când eram și mă plimbam așa ca și globulez la prag, n-am văzut această investiție de dezvoltare imensă de energie și m-am întrebat, uite, Dumnezeu investește în noua ființă care se naște și în mamă ca să poată să țină nașterea o energie colosală. Deci foarte mare, deci multă, multă iubire. Din cauza asta, femeia are foarte multă investiție de iubire și îi se cere foarte mult. Pentru că ea fiind iubire, de ea depinde nu numai specia umană, depinde și natura, depinde și universul. Că dacă atacă bărbatul, ea atacă natura, atacă universul, atacă viața. Deci se așteaptă totul. Când s-au format toate organele, s-a lăsat o liniște și un întuneric total, după care a pornit nașterea. Când m-am născut, am văzut primul lucru care l-am văzut a fost soarele din geam, de pe geam. M-am bucurat. Prima tendință a fost să mă bucur pentru că am zis că e soarele de unde vin eu, soarele de iubire. Dar nu a fost așa. Am văzut că el ardea. Era un soare termic și deci nu am simțit iubire. Și m-am întristat și am țipat. Probabil că toți copiii țipă în aceeași dilemă pe care o au când se nasc. Că nu este soarele de iubire, ci e un soare termic. De nu mai simt iubirea, Da. poate, După nu? aceea, când eram mic, de multe ori, când mă uitam, aveam tendința să mă uit la soare și părinții mei au zis să-mi pun ochelari că uite, ăsta se uită la soare. Dar nu mă uitam la soare. Lângă soarele nostru era soarele de iubire. Că mi-a apărat Dumnezeu, era o dublură. Dar era diferit. Nu mă interesa soarele de termic. Soarele de iubire te captivează, nu știu, te fascinează și îți vine să te uiți tot timpul la el. Te atrage. Și nu stăteam deloc în corp. De când am fost mic, ieșeam din corp și mereu deasupra corpului. Sau intram, aveam un zid foarte gros, intram prin zid sau prin sobă. Tatăl meu venea, mă schimba. De obicei stăteam în colțul din dreapta al camerei și auzeam vocea ca într-o cutie de rezonanță metalică, așa se aude vocea din lumea cealaltă. Așa, și mă duceam după el să-l văd, că el închidea ușa și eu treceam pe zid, n-aveam niciun fel de problemă. Și tot timpul eram deasupra corpului. Nu știu când am intrat în corpul definitiv și am rămas în el. Da. Cam asta este venirea spre viață. Și când erai deasupra corpului, aveai atenția Am chestii. concentrată numai asupra vieții tale. Numai, nu știu, asupra casei, familiei, sau puteai vedea în același timp și alte lucruri ce se întâmplau în diferite, nu știu, locuri sau momente? Nu, eram concentrat la ceea ce se Erai întâmpla concentrat acolo, acolo, numai cu nu singura mai diferență că plecam. erai deasupra, Da. vedeai din exterior. Au fost experiențe foarte multe descrise în cartea Shangri-La de călătorie în timp, dar nu mai mult de 15 minute. Asta Pentru e că maximul. găsești corpul rece și nu mai poți să Da. îl activezi. Dar mă aducea chiar în buza celor 15 minute. Că niciodată n-am căutat o experiență, n-am dezvoltat o metodă, m-a luat, m-a dus și m-a dus înapoi. Este ca un fel de bonus, știi, vine în dar. În măsura în care te păstrezi cât mai jos și te dăruiești continuu, atunci toate lucrurile astea vin în dar. Vreau să întreb ceva legat de faptul că ți s-a spus la ce familie vei veni și legat de faptul că dincolo, cu cât ești mai sus, pe o treaptă mai de sus, cu atât ai mai puține condiții. Atunci este ceva de genul că cu cât ești mai sus, dacă dorești să revii pe pământ, să zicem că ai trecut de fluviu de gânduri, dar tu dorești să ajuți omenirea și atunci ai tu dreptul să-ți alegi unde vii și ce faci și ce dregi sau întotdeauna, nu știu, Nu, ți dacă se ești mai duce. sus? Te trimite în experiențele care trebuiesc. Dacă ai experiențe de unde le-ai lăsat, le iei din locul Ale acela și ei, le da. duci mai departe. Sau dacă vii ca un burete, că de obicei
Cei care vin de la Prag, de acolo sunt bureți. Absorb. Așa. Absorb negativitatea, pentru că ei se lasă. Când se lasă mereu, îi încarcă pe ceilalți. Sunt o sursă de energie divină. Sunt sursă. Deci cei de la Prag sunt cei care atunci când vin pe pământ își au, de fapt, își aleg vieți dificile, da, ca să poată să dorească acesta de a absorbi. Da, acceptând ceea ce vine din față fără revoltă, ții menții partea ceului deschisă și prin tine se încarcă toată lumea cu energie vitală. Da, da, da. Deci, din cauza asta apar și copii care au handicap, spre exemplu. Un copil care are handicap este un copil care de fapt îți trage, adică este ocazie ca să scoată din tine iubire, dar în același timp te încarcă cu foarte multă iubire pentru că el nu are minte. Da. Și este acel copil cu handicap, este de fapt sus, este pe o poziție foarte sus, vine de o poziție foarte sus. Dar și... tu ce care sunt acolo sunt fraier. Da, aici. Adică sunt niște ființe, ființe care nu se apără, nu luptă și le-ai putea desconsidera. Dar ele sunt foarte, foarte înalte. E foarte bine că povestești lucrurile astea, fiindcă noi avem tendința de a compătimi și... a suferi noi pentru aceste persoane care vin și au o misiune foarte dificilă. Și nu, ele dacă sunt înțelegem lucrurile astea, da, atunci noi mai privim așa, vai săracii de ei, câte la ei, vai săracii. Nu, din ne potrivă. Ajută foarte mult. Și sunt pentru noi, ei vin ca să ne ajute pe noi să scoatem iubirea. În același timp, ei păstrându-se în această stare, te încarcă cu energie vitală. Dacă, spre exemplu, îi susții și îi ajuți, tu primești și mai multă energie vitală, că ești în preajma lor, în apropierea lor. Deci ești interesat să ajuți pe oamenii care sunt nevoiași sau așa, pentru că numai ei te pot susține. Deci și noi, de fapt, ne facem invers din cauza că îi compătimim și fugim de suferință. Noi nu vrem să avem de-a face cu ei. Vrem să fugim mai departe și, de fapt, pierdem această ocazie. Da, se închide poarta cerului și cum era cu prințesa rusă din Rusia, nu? Sau ce era? Ea, baroneasă, nu mai țin minte, care, după ce a murit soțul ei, s-a dus pe stradă, în compensație a căpătea calități deosebite și era doamna aceea care vrea să aibă copii și a spus că trebuie să aibă grijă de un câine care este cel mai urât câine și bolnav. Și a găsit unul acesta care nu avea nici păr pe el și bube și mai departe l-a îngrijit și a făcut copii. În momentul în care a zis că nu mai am nevoie, că mi este bine, în clipa respectivă i-a murit copilul. Deci noi suntem, de dăruirea asta depindem continuu, că să facem golul acela să vină divinul. Prezența lui este cel care ne face viața frumoasă. Deci nu suntem interesați să luăm cât mai mult bine pentru noi, pentru că ne ducem în zonele de jos, unde e scrâșitul dinților, adică este iadul. Deci omul, el vrea iadul, el nu vrea raiul. Ca să vrea raiul, trebuie să se lase în jos, să vrea puțin, adică să nu vrea, să se mulțumească cu ce vine din față. Și atunci viața lui devine miraculoasă și frumoasă. E ca și când nu ar vrea viața frumoasă. El crede că având cât mai multe, el va fi mai fericit. Dar fiecare obiect, e obiect în minte, posesie este un obiect în minte și ăsta creează un atașament și atașamentul înseamnă întărire de ego, înseamnă ego și întărește adversarul. Asta înseamnă că va trebui să-l piardă. Cu cât se ține mai mult de lucrurile acestea, cu atât mai repede le pierde. Da. Deci el își, o viață întreagă doar aleargă și așa și nu stă să se bucure. Nu am venit să alergăm așa, am venit să ne bucurăm. Dacă să te bucuri, bucuria nu pornește decât în măsura în care te mulțumești cu puțin. Asta este criteriul de bază. Trebuie să te mulțumești și să te autolimitezi continuu. Să faci golul acela. Atunci când noi nu refuzăm să dorim și refuzăm și refuzăm, până la urmă viața vine și ne aduce tot felul de situații în care ne forțează să dorim. De exemplu, ți se îmbolnăvește un părinte și trebuie să ai grijă de el, se îmbolnăvește la pat și ești nevoit să îl îngrijești sau un frate sau ceva de genul. Adică cât timp dorești de bună voie să faci acest lucru, încă mai poți alege unde te duci și ajuți, deși am învățat recent că niciodată nu
că nu e cazul să te uiți mai departe de lungimea mâinii, adică te uiți și vezi ce am în jurul meu și încep cu ce am în jurul meu. Nu trebuie să mă duc în Africa neapărat să ajut acolo când pot aici, la o lungime de mână, să fac sigur același lucru. Sigur, și mai mult, neplăcerea vine ca să ne elibereze de ego, deci să ne salveze viața. Să nu fugim de lucrurile grele. Lucrurile da. Grele, stamale acelea, sunt cel mai mult daruri posibile. Și să te ofere. Când eram mic, făceam singur curățenie în casă, făceam singur cumpărături și toată ziua stăteam la bucătărie cu mama și ajutam la bucătărie. Deci oferirea mea era totală. Și bucuria era la fel foarte mare. Și în cauza asta am observat și am înțeles că nimic din exterior nu se poate furniza această bucurie decât cea care vine din interior. Mm-hmm. Deci, și din cauza asta am avut și experiențele astea extraordinare. Dai seama, fiind aici cu toată lumea, tu să te duci în timp, în trecut sau în viitor, sau să te duci în lumea de dincolo, dincolo de fluviu de gânduri, e un dar de neprețuit. Extraordinar. Și nu poate să ajungă acolo decât cel care este înfrânt cu inima. Asta este da. Condiția. Deci cel care, pentru el, viața de aici este secundară. Dar ca să fie secundară, trebuie să nu iei în seamă cu totul, să nu faci totul pentru ea, să nu te ocupi numai de ea, de aduna, de a câștiga. Adică dăruirea să fie mai mare decât satisfacerea nevoilor. Să dai mai multă energie decât primești și atunci te încarci cu energie. Adică deci, sacrificiul de sine să fie absolut. Scopul nostru, al vieților noastre, să încercăm un pic să sumarizăm. Scopul vieții noastre pe pământ, sau mai bine zis al vieților noastre pe pământ, este acela de... A nu vrea lumea. De a nu vrea lumea. Deci să învățăm să nu vrem lumea. Da, să nu vrei cu totul. Țelul tău să nu fie acolo în lume, în viață, să nu fie din lumea aceasta. Celul, da. Când nu vrei lumea, îl vrei pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este nu lumea. Mm-hmm. E clar. Și adică să vrei să fii un pierzător. Să nu fii indiferent dacă ai ce mai bun să-l dai la celălalt prima dată. Ție, dacă să rămâne ceva bine, dacă nu, nu contează. Am spus da. Odată că am întâlnit într-o excursie pe care am făcut-o în Turcia toată, o excursie, era un domn care nu știa ce să facă ca să-i facă pe toți ceilalți din autocar fericiți. Și când se oprea autocar, se ducea și cumpăra pentru toată lumea câte ceva și le dădea la toți. Deci el făcea un sacrificiu. Mm-hmm. Așa. Când era la masă, prima dată, primul gest pe care îl faci este să-i oferi celuilalt. Deci îi întreba pe toți dacă nu vor să-i mănânce mâncarea lui. Deci foarte frumos. Și el era tot timpul fericit. Tot ceea ce făcea, făcea gratis. Dădea lecții de matematică și de not gratis. Era pensionar. Deci făcea totul pentru binele celuilalt, nu pentru el. Și era tot timpul fericit. Era desprins total, nimic nu-l afecta, că nu avea ce să piardă. Da. Ne ținând de nimic, el era cel mai fericit. Asta este secretul fericirii. Să nu te ții de, să nu aduni. În momentul în care aduni, este eu pe primul plan și omul cade acolo atunci. Adică, ca să nu spun mai rău, că omul devine diavol și intră în zona întunericului. Ai spus, Marius, când povesteai că ai venit pe lume în călătoria ta, așa, prin diferite momente ale istoriei, că niciodată nu ai pierdut conexiunea cu divinul. Și da, și nici noi, deși trăim aici pe pământ și avem iluzia că suntem separați unul de ceilalt și de Dumnezeu și de așa mai departe, de fapt, conexiunea noastră, ea încă există, doar că noi nu o vedem. Sigur. Și ce ai spus tu că sunt diferite moduri de a recăpăta această conexiune, aceste moduri fiind toate cele pe care le-ai exemplificat, când ce ne ajută să ne dăm vălul de pe față. Deci vălul acesta e cel care ne împiedică să simțim că noi suntem într-una conectați de Dumnezeu, fiindcă suntem parte din El, adică avem fiecare noi o scânteie divină. Da, și soluția este simplă. Să nu faci nimic pentru mai mult binele tău. Da, adică nu vrei să ai dreptate cea mai puternică conexiune? Lasă-te pe tine și să nu vrei nimic. Vrei așa o conexiune mai mică?
Nu, că începem și noi fiecare după putință, pe grad, dar e posibil să recapeți în propriu zis, să simți această conexiune în toată plenitudinea ei, în Instantaneu, momentul în care te lași cu totul pe tine. instantaneu. Da, Pentru instantaneu. că atunci devii ființa divină, devii suflet. Da. Sufletul nu cere socoteală, nu cere nimic, nu are dorințe, nu are... El nu vrea să fie iubit. El nu-l interesează să fie iubit, Da. el interesează doar să iubească, să dăruiască. Deci el a venit cu un prea plin de iubire pe care abia așteaptă să o dea mai departe. Nu vrea să rețină nimic pentru el. Nu-i interesat de el. El nu Da. se vede pe sine. Și când ajungi la starea aceasta în care faci tot timpul totul pentru ceilalți și pe tine te uiți, e cea mai mare fericire posibilă. Aici și dincolo. Da. Că toți aia de Unii la... dintre noi, Aia de la unii prag dintre, toți... Spune. iartă, Spune, vreau spune. să zic că unii dintre noi, dintre cei care meditează foarte mult și au acces la starea asta, în starea de meditație, dar evident e ceva ce nu pot menține. Ea poate se continuă puțin și după sfârșitul meditației, dar apoi se reintră Nu, în e doar relaxarea starea mentală, nu normală. are nicio Da. legătură. Trebuie să faci un sacrificiu, să pierzi ceva. Să Da. pierzi, să dai efortul tău, să pierzi binele tău, să pierzi ușurătatea, Da. comoditatea. Trebuie să dai comoditatea, dar știi cum? Spre exemplu, ai plecat de acasă, trebuie mereu să faci sacrificiul ăsta. Nu stai jos, îți vine să stai jos, ești foarte obosit, nu stai jos. Ai dat locul tău. Ajungi acasă, nu-ți cu liftul și cu scările, pe scări. Deci mereu trebuie să aduci jertfă. Și când faci chestia Da. aceasta, toate lucrurile se așează. Păi am reușit, până când mi-am dat seama, eu nu puteam să obțin, am scris în Shangri-La, nu una dintre experiențe, aceea cu cica financiară. Eu eram respins de la cica financiară datorită faptului că alegeam comoditatea. Deci alegeam trupul, alegeam materia pe primul plan, viața și lumea. Când alegi comoditatea, alegi lumea pe primul plan, deci nu pe Dumnezeu. Atunci stai la coadă. Și stăteam acolo și mă trimiteam înapoi. Veneam a doua oară cu aceeași acte ca altele, nu aveam a treia oară la fel, până când am înțeles că trebuia să fac sacrificiu. Și apoi n-am mai stat în trolebuz jos, când am urcat pe scări, nu cu escalatorul. Și când am ajuns acolo, a luat ăla cererea mea și mi-a dat și mi-a pus ștampila, fără să mă întrebe nimic, eu îmi venea să întreb, da, dar am venit cu aceeași acte de 3 ori, n-am venit cu altceva. Și de-a mi-a dat seama că greșeala a fost la mine. Da, și așa s-a întâmplat mereu. Eu, când te lași pe tine, lucrurile se armonizează de la sine. Și când am fost la firma aceea de prietenul meu, a mărit prețul, fără să anunțe pe directoare, și eu vreau un rezultat bun. N-ai nevoie să vrei nimica din lumea asta, că ți se opune. Întotdeauna când Da. vrei ceva din lumea asta, viața ți se opune. Trebuie să o lași să fie. Și e foarte simplu. Deci, oamenii se supără. Cum? Nu știm căile până acolo. A venit o stare de conflict, te-ai lăsat. Ai lăsat învins, bătut, călcat în picioare și scuipat. Și când te-ai lăsat, tu te unești cu ființa divină și gata. Pentru că aveai nevoie. Acceptă chestia aia că aveai nevoie. Că cine știe ce gânduri critice ai avut o mulțime de timp și ți-a venit cu amplitudinea respectivă din față. Nu e omul ăla de vină, că tu l-ai avut pe ăla critice. Ți-ai făcut realitatea ta acum și te lovește. Și n-ai ce să faci, Da. accepti. Dacă nu accepti, vei urca pe universul pe el și oamenii îți vor face rău continuu. Sau apar dureri, apar boli și nu-ți va conveni la boală, că apare suferința aceea de nu știi unde să te ascunzi. Da. Da. Dar greșeala Sau fundamentală a omului este că el caută un bine pentru sine, o comoditate, o bunăstare, o ușurătate și pe ăla nu trebuie să le cauți. Ele sunt pricina, pentru că fiecare din ăla înseamnă eu. S-a venit eu, gândi că asta, omul care are tot ce vrea, el nu vrea să se schimbe. Nu-l interesează de Dumnezeu și din cauza asta este lovit și distrus. Până la urmă nu rămâne nimic de la Se el. mai întâmplă uneori, se întâmplă uneori și să zicem că inițiem un proiect. Hai să zicem așa, să zicem că prin inspirație divină inițiem un proiect care este pentru binele celorlalți. Și noi vrem ca acest noi, ego-ul, mă rog, acest proiect, dacă ajunge la foarte mulți Vă zice oameni, repede să-i dați seama. da, evident.
Cumva, în momentul în care avem, vine acel sâmbure de inspirație, ah, trebuie să fac aia și te apuci și faci, pui primele piese, faci primii pași, ok, asta, asta. Normal ar fi să ne detașăm complet de direcția încotro se va duce acel proiect și de amploarea lui. Nu, asta e. Fiindcă noi doar am pus bazele și zicem, ok, Doamne, i-am pus bazele, ia-l și fă tu cu el ce crezi de cuvință. Dar noi, de fapt, odată ce am pus bazele, fiindcă ne atașăm de el, el devine proiectul nostru și vrem noi ca el să decurgă într-un mod anume, așa Dacă este cum un vrem proiect noi. care este pentru binele celorlalți, va fi de succes. Da, deci cu atât mai mult să ne Nu te luăm va în... lăsa să te Da. gândești la tine, la calități. Va ocupa tot timpul, atenția Da, și da, tot da, da. efortul. Dar în Deci nu momentul în trebuie care decât, fixezi da, scopul să fie pentru rezultate, celorlalți. Așa cum da. a fost prietenul meu care a căzut în prăpastie. Da. Și vocea din stomac a zis, el a zis că vrea să trăiască și vocea lui Dumnezeu a fost, l-a întrebat, dar de ce vrei să trăiești? O întrebare cheie. Și atunci și-a dat seama că dacă nu pune răspunsul ca lumea, el moare pentru că piatra ieșea din munte. Și a strigat cât a putut el de s-a auzit în tot munții aceia, ca să ajut oamenii. Și atunci piatra a intrat la loc. Ceea ce înseamnă că Da. fiecare lucru e mișcat de divin și se uită ce faci. Dacă faci totul pentru ceilalți, va fi un succes. Dacă faci totul pentru tine, se va dărâma tot. Da. Pierzi absolut tot și ceea ce ai. Și sunt situații totuși în care pare că noi vrem binele celuilalt prin proiectul pe care îl inițiem, că el e adresat celorlalți, dar de fapt e așa o cale ocolită să ne facem nouă bine, adică În clipa în care e vorba ajungem tot despre la, interesul deci propriu. pornește, să zicem, pentru binele celorlalți, că uiți, nu? Tu Da. faci o teoremă la matematică deosebită, o faci pentru toți ceilalți. Este un maidanez în Rusia, geniu care urma să-i se dea primul Nobel pentru matematică, pentru că a rezolvat conjectura lui Poincaré. Și el a refuzat primul Nobel, că a zis că eu ceea ce fac, fac pentru ceilalți. Dacă iau premiul de $1.000.000, înseamnă că iau pentru mine, că am făcut pentru mine, deci eu pierd inspirația divină și nu mai pot să mai Da. rezolv în continuare și a refuzat. Și el era maidanez. Acum locuiește într-o garsonieră și l-a arătat cu o pungă care, în poză care mergea la piață. Deci era un om obișnuit. Deci trebuie să refuzi binele tău. Asta noi nu Da. știm. Deci, ca să putem să intrăm în divin, noi trebuie să refuzăm binele nostru mereu. Mai mult binele nostru. Adică ceea ce vine Da. din față, vine de la el, îl accepti așa cum este și nu te îngrijorezi. Și atunci toate ți se dau atât cât ai nevoie, dar nimic mai mult. Dumnezeu nu vrea să te omoare. Că dacă ți-ar da Da. mai mult, ar vrea să te omoare. Pentru că imediat pornește ego-ul. Noi suntem o ființă limitată și trebuie să ne păzim de noi înșine. Dușmanul este în noi, nu e în afară. Este ego-ul Da, nostru. Și el se da. uită mereu la... Ești atașat, ești detașat. Cât ego are și nivelul de ego dă evenimentele care îți vin din față. Cu cât ai ego-ul mai jos, cu cât dai de la tine tot ceea ce prisosește, cu atât viața ta este mai frumoasă, pentru că ești fără eu. Fără eu este cea mai mare fericire posibilă pe pământ. Și în cer. Și ai toată siguranța că în cer vei ajunge unde trebuie. Dar dacă omul tot consideră viața ca să-și facă plăceri pentru trup, pentru simțuri, el își riscă veșnicia cu siguranță. Nu are niciun fel de șansă. Și pentru că toată lumea face asta, și cei săraci și cei bogați, numai la asta se gândesc, să adune, să câștige cât mai mult, ei nu pot să urce mai sus în niciun mod. Pentru că ca să urci, trebuie să faci un sacrificiu. Ca să faci golul ăla, trebuie să faci sacrificiul acela de ego. Ego este Da, cel care se sacrifică. da. Deci, ca să revenim la subiectul discuției noastre și să ne apropiem și de final, că am pornit cu pomenind de frica de moarte și acum, deci, dacă vrem să nu avem niciun motiv de frică de moarte, ar trebui să începem să facem acel gol, să ne gândim în fiecare zi, Să ok, dăm cum fac binele acel nostru. gol? Să dăm binele Da, să nostru. dăm binele nostru, să-l cedăm. Dacă facem acest lucru, putem avea garanția că la momentul cu pricina
se va întâmpla ceva pentru evoluția noastră, ce ne va duce pe o treaptă mai sus, dincolo. Da, este vorba să cedezi ușor ceea ce îți place. Da, ceea ce... Și cel mai ușor te verifici la mâncare. Dacă mâncarea care îți place, prăjitura sau nu știu ce, renunți ușor la ea, atunci nu te afectează, nu te înlănțuie. Și atunci tu nu pierzi energie. Dar prin orice lucru pe care îl pui mai presus decât orice, prin locul acela pierzi energie vitală. Prin orice preferință, patimă din aceasta pe care o are omul, el pierde energie vitală. Și devine agresiv în momentul în care îi o iei. Și începe pierderea. Începe pierderea în alte părți. Și el stă în starea asta de agresivitate. În frica asta de a pierde ceea ce posedă. Și asta e frică de moarte. Că deci e noi în momentul... Goul mare. În care zicem, n-aș putea trăi fără lucrul ăsta sau n-aș putea trăi fără lucrul ăsta, de fapt ne facem un program de autodistrugere. E clar că, da? Păi, hai să vezi că chiar... Pentru că noi ne identificăm cu trupul. Deci când punem o plăcere pe primul plan, noi devenim trupul. Și frica de moarte este frica trupului, dar în sine este frica de a muri mintea, că mintea ne moare. La moartea fizică, mintea este cea care moare, adică proiecția se închide, se oprește proiectorul. Nu moare nimic, nu există decât proiecția care se stinge. Deci e frica minții. Ea în sine nu înseamnă absolut nimic. Trebuie ușor să renunți la mintea asta a ta și a noastră și să dăm mereu ceea ce ne aduce comoditate, stabilitate, siguranță, să renunțăm la ele cât mai ușor. Și când ești desprins, atunci nici ură nu mai vine spre tine. Adică să te dezidentifici de mental, de minte, de ego. Și mereu trebuie să fii atent când, ce zici, a avut o nemulțumire? Nu ești tu acela. Ființa divină. Și mereu ai în spate afirmațiile astea. Sufletul nu se supără niciodată, el nu vrea nimic pentru sine, el cedează întotdeauna totul. El acceptă ceea ce vine din față fără să se împotrivească, iartă tot ce vine din față și nu caută niciodată ale sale. Dar dacă te surprinzi pe tine că vrei ceva mai mult, vrei cu un ego, vrei să ai dreptate, vrei cu un ego, te superi, vrei cu un ego, ego-ul se supără, tu nu te superi niciodată. Și renunți la acea cale, pentru că dacă nu renunți, lucrurile se vor termina prost și e absurd ca omul să vrea să-și vrea răul mereu. Da. Și dacă totuși nu înțelege lucrul acesta, se va încrâncena în aceste dorințe ale lui și îl va termina. Ego se distruge pe sine complet, fără discuția. Am reținut ceva foarte important din discuția noastră, Marius. Adică, raportându-mă la mine, la lucrurile care mă preocupă pe mine în acest moment. Și anume că cu cât că poți lucra la frica de moarte dintr-un unghi cu totul neobișnuit. Adică, pe de o parte, da, are legătură și cu traumele și tiparele noastre moștenite și așa mai departe, dar pe de altă parte, ea are legătură și cu interesul pe care noi îl acordăm lumii materiale, corpului și ego-ului nostru, în sensul că vrem faimă, vrem renume, vrem dreptate, vrem să avem dreptate și așa mai departe. Deci, ca să mă eliberez de această frică de moarte, e de ajuns să nu mai pun lumea pe primul loc, evident. Și corpul tău pe primul loc. Și corpul tău. Da. Pentru că ego-ul e corpul. Da, sufletul este altceva. Deci sufletul se opune corpului. Binelui corpului. Este invers. Și, spre exemplu, te surprinzi că ai o nemulțumire sau o plângere. Oamenii au plângere. Păi cine se plânge? Ego-ul se plânge, că sufletul nu se plânge niciodată. Deci, în clipa respectivă s-a și dizolvat. Și când s-a dizolvat, s-a restaurat viața și a pornit armonia în viață. Deci, așa este iluminare, ăștia zic iluminare. Trebuie să scapi de credința că este cineva vinovat sau există rău în lume. Nu este nici decât eticheta că o punem noi. Este. Deci oamenii acționează la ce sens dăm noi, ce sentință dăm noi vieții. La aia reacționează ei și se întorc înapoi ca să vezi ceea ce ești tu.
Când tu ataci, vei fi atacat cu o forță mai mare decât atacul tău. Deci vei fi zdrobit. N-ai niciun fel de șansă. Deci, ai uite, mă gândeam. Da. De fapt, mă gândeam. Am citit undeva că noi, fiindcă uităm, când venim în viață, uităm de că suntem ființe divine, multidimensionale și așa mai departe. Uităm toată cunoașterea pe care am acumulat-o și așa, dar lumea e făcută de așa natură încât să ne oglindească într-una. Uite, asta trebuie să lucrezi, asta trebuie să lucrezi, pe asta trebuie să o rezolvi, aici trebuie să crești. Deci avem acest instrument de lucru, ceea ce îți vine din față, efectiv, îți arată cum ești tu pe dinăuntru. Și asta te ajută încetul cu încetul să-ți și reamintești că... Să te cunoști, da. Da, 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 da. Să te cunoști și să eviți calea egotică, da. Că este o cale cu suferință. Și e absurd, că nu e natura noastră să suferim. Da. Ne producem, noi ne producem suferința. Oamenii nu sunt răi, nu sunt vinovați. Da. Și mereu, dacă ai observat, plângerile acestea aruncă vina în afară, că ăla nu știu ce mi-a făcut, m-a trădat, s-a dus cu alta și mai departe. Dar nu este adevărat. Este critica noastră care s-a întors în forma aceasta. Da. Vine și ne lovește exact cu ce nu ne convine. Și când, uite, când în câmpul nostru intră oameni care aruncă vina în continuu în afară, faptul că acei oameni sunt în realitatea mea, unul arată că și eu mai am de lucrat la acest aspect. Este despre noi, este despre noi. Noi facem asta. Da. Uh-huh. Încă mai facem asta. Ei nu ar veni în viața noastră. Uh-huh. Da, da, sau da. Ar mai fi o semnificație dacă venim de sus, de la prag, suntem bureți. Bureți. Adică, și mai era o chestie interesantă, că e și modul cum reacționezi în momentul în care vine cineva la tine și îți povestește despre ceva, ce i s-a întâmplat și aruncă vina în stânga și în dreapta la ăla și tu ești, păi știi că de fapt e despre tine, nu e despre acel om. Dacă nu ai, dacă vezi cu obiectivitate și cu compasiune experiența acelui om, și nu simți o reacție puternică, atunci teoretic nu e despre tine. Cum zici tu, da, ai putea să fii un burete, dar dacă așa este. În tine se trezește ceva și te zgândere acolo ceva, atunci da, e un... arată e din tine, e din tine. Tine. Da. Da. Dacă da, apare da, o nemulțumire interioară, e din tine. Dacă ceva... Dar mai mult, în momentul în care ești desprins total și nu ai niciun fel de acuzație în sufletul tău, din afară nu poate să te acuze nimeni. Adică nu întâlnești asemenea oameni. Nu te mai lovește nimeni. Dar dacă te-a lovit cineva și a venit din față, a venit pentru tine. Toți oamenii sunt pentru noi. Da, sunt medici ai cerului care vin și așa chirurgical desfac la noi bucată cu bucată ego-ul și îl distrug. Dumnezeu nu se ocupă decât cu distrugerea ego-ului. Da. Da. Am observat că și din spațiul public, tot mai multă lume începe să zică că da, Dumnezeu e în toate și Dumnezeu e peste tot și este noi toți, dar cu toate astea e ca și cum, deși acceptăm acest lucru, tot nu am ajuns în punctul în care să punem unul și cu unul cap la cap și să vedem că face doi. Adică dacă Dumnezeu e în noi și dacă Dumnezeu e în tine și eu mă cert acum cu tine, dar simplu fapt că mă cert cu tine arată că eu nu cred că Dumnezeu e în tine. Evident că dacă aș crede cu adevărat, nu m-aș mai certa cu tine. Și la conflict se vede. Da. La conflict se vede adevărul. Dacă totuși mi se pare că e totuși un început, că până acum nici nu credeam că Dumnezeu e, sau nu știu ce să spun. Da. Păi ai văzut că e în toate obiectele, și în pietre, și în tot, absolut tot. Da, da, da. Pentru că el, ca să poată să funcționeze, trebuia să sufle viața. Și totul e pătrus de el, nu există ceva ca să nu fie pătrus. El ne vede din interiorul lumii, nu ai unde să fugi de el. Te vede și din afară și din interior. Mai avem de lucru până să ajungem să ne comportăm ca atare.
Ca și cum, într-adevăr, Dumnezeu chiar e în lucrurile și în oamenii și în Da, și mai mult este partener de joc. Da. Adică îl avem tot timpul în fața noastră, nu avem oameni, îl avem pe el în spatele. Și el prin oameni îi mișcă și ca să ne corecteze. Dar nu face asta din răutate, el face... Deci când a venit neplăcerea, neplăcerea întâi este din tine, dar ți-o întoarce înapoi să vezi cum ești tu și să te corecteze. Deci în neplăcerea aceea este salvarea ta, de fapt. Îți salvează sufletul dacă înțelegi și cu accepti. Cu condiția să o accepți. Da. Că dacă nu accepti și te plângi în continuare și dai va vina... Va veni ceva mai rău și nu se oprește niciodată până omul își poate pierde viața. Și așa da. De drastic. Mm-hmm. Exigent, nu știu cum să și zic. Și e de ajuns să ne uităm în jurul nostru să vedem câți oameni bolnavi cronici sunt, câți oameni cu relații distruse există, faptul că divorțul, numărul de divorțuri e în continuă creștere, arată clar cam pe unde ne situăm. La fel, adică dacă nici de dragul copiilor noștri nu suntem dispuși să iubim, adică na. Să ne oferim ajutorul. Da, da. Asta e o caracteristică esențială a sufletului. Am mai povestit despre doi sfinți pe care i-am întâlnit din viața noastră. Da, sfinții sunt întotdeauna oameni foarte obișnuiți, de neluat în seamă și majoritatea celorlalți râdeau de ei. Am fost la un spital la un prieten și mi-a zis, vrei să vezi un sfânt? Da. Era un băiat care stătea acolo, era un sfânt bețiv. Era la dezalcoolizare și avea probleme cu ficatul și el mergea la patul fiecăruia și îl întreba, nu ai nevoie să te ajut cu ceva? Pe unii ajuta cu perfuzia, pe alții schimba pentru că infirmierele fugeau și nu vroiau să îi ajute. Îi spăla așa și le schimba pamper și el făcea lucrul acesta și îi ajuta toate saloanele. Deci el de dimineața până seara, fiind în spital, nu se ocupa decât cu ajutorul. Și ajunge la patul acestui prieten al meu și îl întreabă, nu vrei să te ajut cu ceva? Și el zice, păi n-ai cu ce să mă ajut. Da, dar văd că ai patul nefăcut, îmi dai voie să-ți fac patul. Deci asta este caracteristica esențială a sufletului, se oferă tot timpul. Și am mai întâlnit asta la spital când am fost odată la un spital și acolo era un domn care a fost muncitor electrician în Kirghizistan și bine că a avut o experiență de levitare extraordinară, nu-ți vine să crezi, fiind un om de o blândețe extraordinară pe care nu am văzut-o și mi-aș fi dorit să o văd la călugări sau la... Am văzut-o oarecare asprimă la mulți. Luptau pentru viața lor. El nu lupta pentru el deloc. Se jertfa pentru ceilalți acolo total și mergea la patul fiecăruia și la fel întreba dacă te poți ajuta cu ceva. Era lângă mine un domn despărțit de un paravan care nu putea să mănânce și îi dădea să mănânce cu lingura în gură. Așa. Și când să plec de acolo, mi-a zis, văd că nu poți să te deplasezi și nu poți să mergi. Dacă vrei, stau lângă tine. Era la o stație distanță de mine și vin la tine și te ajut, te scot afară. Și am fost surprins pentru că el jertfa ziua, știi? Și putea să facă altceva în timpul acela, dar el venea ca să aibă grijă de mine. Deci asta e caracteristica sufletului sau omului de Dumnezeu. Se oferă celorlalți fără așteptări, nu așteptă nimic de la nimeni. Și dacă ești așa, deci nu aștepți, ajuți, ai un proiect din acesta de ajutorare a celorlalți, dar nu te gândești la un rezultat. Atunci pentru tine nimic, doar ajută și a gratuit și atunci lucrurile vor fi bune. Dacă nu faci lucrul ăsta, riști. Mai vreau să întreb ceva, Marius. Să zicem că, uite, cineva te ascultă pe tine și zice, mă, uite, pe asta n-am încercat-o, ar fi cazul să încerc, hai să văd dacă văd vreo schimbare. Și, bun, să mă apuc să dăruiesc în stânga și în dreapta. Dar dacă dăruiești și ajuți, dar înăuntru tău nu simți bucurie, ci simți altceva, nu știu, frustrare poate, sau, nu știu, nervi, iritare. Este ego acolo. Deci nu este o deplină dăruire și nu se pune la socoteală. Și nu se pune la socoteală, așa? Deci nu te ajută cu nimic și, de fapt, te pui de bine. Adică trebuie să fie lucrurile pe care să le faci ușor. Exact, exact.
Ba, chiar dacă să ajungi la starea asta de a le face ușor, trebuie să dăruiești continuu ca atunci când ajungi în lucrurile mari să le faci ușor. Dar în lucrurile mici trebuie să mereu să cedezi binele tău ca să poți să faci lucrurile mari ușor. Exact. Dar cum este că nu se vor mai veni încercări mari. Mm-hmm. Pentru că dacă tu, orice ar fi, tu vei fi așa ferm în starea aceasta de abandon de sine, atunci încercări mai mari nu mai vin pentru că nu mai au ce să scadă la tine. Da. Deci putem începe cu lucrurile mici. Să cedezi locul cuiva la coadă. Exact. Să cedezi cuiva din trafic care nu are prioritate. Să-i cedezi sau, lui prioritate. Dai un bine de al tău. Sau te oferi în casă, chiar în casă, te poți oferi să faci curățenie în casă. Uh-huh, uh-huh. Sau, dacă ești la un bloc, te apui și speli casa scărilor. Casa scării, da. Da, da, orice da. Lucru care este spre bine în celălalt, să-l faci gratuit, fără pretenții. Mie îmi plăcea să spăl casa scării. Și făceam gratuit. Sau când îți faci ție curat în grădină, când vine primăvara, să faci și la vecinul, să-i aduni și lui. Da, dacă poți să-l ajungi și pe celălalt dacă are nevoie și nu poate să aibă grijă de el. Dacă nu poate singur să facă ceva. Adică când ajungi, să ajungi pe cel care are nevoie. Da. Nu pe oricine, că ajungi pe oricine și atunci nu se pune, că întărește ego-ul. Să fim atenți la ce simțim noi în interior în momentul în care facem ceva pentru cineva, fiindcă dacă nu e bucurie, înseamnă că e altceva acolo. Da, dacă e un sentiment de obligație, nu știu ce, nu e bine, mai bine nu faci. Exact, fiindcă mai mult rău faci și ție și celuilalt. Celălalt va simți că tu faci din obligație. Da, dacă să ajungi la starea de bucurie... Da, ca să ajungi la starea de bucurie, trebuie să faci continuu în toate situațiile. Mereu să cedezi binele tău. Pornind de la locul din mașină, când ești obosit, vii obosit de la servici și nu stai. Nu stai și stai în picioare. Atunci nu alegi bine, dai semn. Sau ai mâncare, nu mănânci până la capăt. Sau ai ceva care ți-ar place să-l mănânci tot sau mai multe, nu le mănânci. Atunci energia care se pierdea pe lucrurile acelea se întoarce și deschide poarta cerului. Numai aceea te încarcă cu energie vitală. Numai la înfrânare. Omul se poate înălța sau la dăruire. Când își dăruiește comoditatea, stabilitatea și siguranța. Din cauza asta Dumnezeu nu-i ales. Nu-i ales și nu-l vrea nimeni. Pentru că trebuie să facă o jertfă de sine și nu-i convine. Și chiar în alte locuri unde ar trebui ca oamenii să se jertfească, nu o fac decât așa cu greu și dacă o faci cu greu, mai bine nu o faci. Da, o fac cu cârcoteală și cu... Nimic. Da, știu că și eu am fost în faza asta și încă mai sunt câteodată. Adică deci când dai, nu te mai gândești la rezultat, că dai și uiți. Când dai, ție dai. E totuși atât de simplu ceea ce zici tu, adică să încep cu lucrurile mici. Nu presupune deloc un efort și cu toate astea, noi auzim chestiile astea și zicem... ce aberații sau vrem să fugim, nu știu cum, ai dat exemplu mai demult că cu una din cărțile tale erai cu un prieten și ai scos cartea cu pricina și el nu numai că nu a vrut să o ia, era... A fugit la lift. Și Andrila, da, prima carte, a fugit la lift. Deci și noi parcă vrem să fugim de chestiile astea, poate înăuntru nostru le simțim că sunt adevărate, dar suntem atât de prinși de lumea. Pentru că punem comoditatea ușor și bine nostru pe primul plan. Noi trebuie să facem invers, adică să nu ne căutăm binele, să nu ne vrem binele, să vrem binele celuilalt. Și mai mult, să vrem să fie bine și asta înseamnă să slujim pe celălalt, să fim slujitori. Toți cei de la prag sunt slujitori, nimeni nu e altfel. Sunt slujitori, sunt fraieri, sunt fericiți, nu vor nimic pentru ei, nu știu decât să se ofere și să se dăruiască. Ai putea să-i desconsideri. Deci oamenii îi desconsideră. Dar ei sunt foarte, foarte sus. Și mai ales când vezi pe cineva, un om care, după standardele noastre, nu e un fraier, e un nimeni, și să vezi câtă bucurie are, deși el nu are nimic, ne uităm la el așa și zicem că ăsta sigur are probleme cu capul, îi lipsește o doagă, de aia e așa de fericit. Dar, de fapt, fericirea și bucuria autentică nu pot veni decât din interior și de la ființa divină, când ea se manifestă și nu mai e încătușată de ego. Uite ce frumos! Acest înger cu barbă nespălat și murdar, bețiv și cu cizme,
nu-și caută comoditatea. Da. Nu-și caută binele niciodată. El se lasă pe sine întotdeauna. Deci nu se supără dacă tu nu-i dai bani, tu nu-i dai mâncare, deci l-ai exploatat, nu se supără. El zice așa, așa a vrut Dumnezeu. Și nu i-a afectat de absolut nimic. Dacă să ajungi în starea asta, tu trebuie mereu să te oferi, mereu să-ți fii indiferent, adică să-ți învingi comoditățile, să-ți învingi ușorul, plăcutul, să nu-l vrei. Când nu-l vrei, atunci vrei pe Dumnezeu. Aparent, pentru ego este greu, nu? Și pentru obișnuințele noastre. Suntem obișnuiți mereu să trăim într-un bine pe care îl căutăm tot timpul, zi de zi. Da. Și deodată să nu-l mai vrei. Pare absurd. Dar a nu vrea binele respectiv pentru tine înseamnă a-l dori pe Dumnezeu. Este foarte simplu, dar e foarte greu că noi nu-l vrem. Că noi... Dar să știi că dacă nu faci asta, omul nu are credință. Ca să ai credință, omul trebuie să aibă puterea de a se lăsa pe sine total. Adică fără comodități, fără stabilitate, fără siguranță, să nu le cauți. Și mergi cu mașina, ești obosită de la servici și tu să cedezi. Ai posibilitatea să stai jos și nu stai. Oferi locul. Când ai oferit, locul înseamnă îi oferi întâietatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să pui pe Dumnezeu pe primul plan. Nu pe tine. Și nu lumea. Nimic din lumea asta să nu o cauți. Noi credem că să-L punem pe Dumnezeu pe primul plan înseamnă să ne alocăm, nu știu, X ore de rugăciune pe zi, mers la biserică și înfăptuit anumite ritualuri de X ori pe săptămână, așa îl punem noi pe Dumnezeu pe primul plan. Lucrurile mici, dacă cazi în ăla mici, celelalte se șterg imediat, nu înseamnă nimic. Uite, aș vrea... Spune. Că povesteai tu de acel cerșetor care arăta că, uite, poți fi fericit și total mulțumit și împlinit neavând nimic. Da? Genul ăla are, de... Nu are siguranța vieții de mâine, nu are nimic. Da. Se poate baza pe nimic. Și cu toate astea e cel mai fericit. Exact, e cel mai fericit și... mai sunt și genul acela de cerșetor care îți ies în cale și că am 5 copii și n-am ce să le dau de mâncare și nu știu ce. Și reflectă cumva foarte, foarte bine, reflectă ce e în interiorul tău. Adică nu e despre acel cerșetor, e despre tine. Vezi că încă mai pui interesul propriu pe primul loc. Și încă te mai preocupi de una și alta și legat de tine. Da, deci, până la urmă, totul din realitatea noastră vorbește despre noi și câteodată, ca în cazul tău, vorbește în moduri pe care noi le considerăm. Adică, cum am zis mai devreme, eu dacă, cu mintea mea de om normal, dacă văd un astfel de cerșetor, ajung la concluzia că lipsește o doagă și asta e. Dus cu capul. Normal, da, cel care este dus cu capul este în divin. Deci trebuie să fii dus cu capul ca să fii în divin. Adică să nu apreciezi ceea ce toată lumea apreciază. Da. În tine să nu însemne nimic. Într-adevăr, dai lumea, dar asta este prețul și câștigi ceva. Asta este prețul. Asta este prețul, să nu vrei să fii ca lumea, să nu vrei să faci parte din ea cu tot ceea ce îți oferă ea. Da. Să nu vrei. Atunci tu te simți ușor, ești ușor, nimic nu te mai înlănțuie, nu te mai agață nimic. Da, vezi că noi și confundăm noi, de fapt, când zicem că vrem libertate, noi habar n-am ce vrem de fapt și nici nu știm ce este libertatea, poate chiar ne e frică de ea. Că libertatea e să nu te mai înlănțuie nimic, efectiv nimic. Exact. Asta e adevărat. Și nimic să nu te mai afecteze, nimic să nu te mai deranjeze și numai ce să pierzi. Pentru că neavând nimic mai mult decât îți trebuie, nu-ți ia nimeni nimic, că n-ai ce să-ți ia. Exact. Să te menții mereu un puțin, atunci ești în divin. Asta e secretul și omenirea nu merge pe lucrul acesta, deci omenirea merge pe pierzanie cu siguranță. Degeaba se zice ce se zice, ea vrea mereu mai mult, dar salvarea este individuală un timp, până când ne va retrage în el. Da. Oricum, sunt foarte multe variante despre ce se întâmplă acum, despre ce urmează să se întâmple, multe adevăruri. Până la urmă, oricum trăim, cred că vom vedea în timpul vieții noastre un fel de deznodământ, o să avem parte de un fel de deznodământ în timpul vieții noastre.
Marius, un cuvânt de încheiere. Da. Vor să dea o lege acum că dacă ai un discurs de ură, adică poate să fie orice discurs poate fi considerat de ură în măsura în care ataci pe cei de sus. Deci divinul dă o lege de forma aceasta. Aparent nu mai putea să ne supărăm că nu mai avem libertate de nu mai este democrație, nu mai poți să spui părerea despre nimeni că se poate considera discurs de ură. Dar în același timp este și o lucrare divină, că nu mai poți să critici nimic. În momentul în care critici, faci un program de autodistrugere și vin restricții și mai mari peste tine, deci asta ar fi soluția ca să salvezi sufletul, pentru că omenirea face lucrul ăsta cu toții, cu toții fac lucrul acesta, critică ce vine de sus și din cauza asta se năspresc restricțiile. Până când e o mică salvare sau amânare a unui război mondial. În momentul în care tu nu mai poți și ești cenzurat să mai ai o critică, deci te ține în suflet. Pentru că sufletul este o formă de a spune tu ești sufletul, tu ești cel care nu critică niciodată. De ce critici? Nu contează pe cine. Tu, de fapt, îl ataci pe Dumnezeu și zici, de ce mi-ai dat, Doamne, restricții? Păi ți l-am dat pentru că te-ai lipit de materie și tu pierzi viață. Prin locul acela se pierde energie vitală. Și nu ai cum să scapi, că e în spate, să zice, tata la cârmă. Nu ai ce să faci, la butoane. Da, e foarte interesant că chiar și atunci când lucrurile par că nu pot să meargă decât din mai rău în mai rău, apare acela sunt salvarea, chiar lucrurile acelea, restricțiile sunt salvare. Deci noi, din punctul nostru de vedere, că nu ne convine, că ne-am pierdut din libertăți, nu mai putem plimba, nu mai putem merge la restaurant și alte chestii să facem, stăm închiși în casă, este salvarea, de fapt, a sufletului. Nu ar fi venit dacă noi am fi fost desprinși și că nu era nevoie, dar avea ce să scadă la noi. Dar noi nu înțelegem că problema este la noi. Și nu avem, chestia este că nici nu avem cum să înțelegem. Pentru că mereu am depășit necesitatea. Și omul care are depășit necesitatea, e văl pe față. Nu are cum să înțeleagă absolut deloc. Deci el are nevoie să piardă. Are nevoie de suferință. Și el va chema automat război care se turează acum din toate părțile. Toată lumea. Cum ar fi reacționat sau nu? Cum ar fi răspuns strămoșii noștri care respectau legile lui Zalmolxe într-o situație de genul? Nu ajungeau în situația asta. Hai să presupunând prin absurd că toți cei din jurul lor atrăseseră, nu știu, cumva această situație și ei erau în mijlocul ei. Hai să presupunem de dragul. Se lăsau învinși și atunci învingeau. Se lăsau învinși. Acceptau toate restricțiile, nu comentau. Da, se lăsau învinși și așa se opreau restricțiile și atacul din față că nu au ce să scadă la tine. Da. Asta ar fi soluția. Și dacă ar fi să mor, să mă ducă, nu știu cum zice Mirița. Deci Mirița nu reacționează. Este cea mai înaltă înțelepciune la care a putut să ajungă omenirea pe pământ. Alta nu există. Și aceeași înțelegere au și ființele extraterestre și îngerii la fel se lasă învinși. Și cei de la parc de acolo sunt pierzători cu toții, sunt slujitori cu toții, nici nu interesează să se apere. Celulele noastre sunt la fel, fiecare celulă se oferă cu tot, 80% din energie o dăruiesc celorlalte, cu toate că ele nu văd întregul, deci fac totul pentru întreg, se sacrifică pe ele. Așa ar trebui să fim și noi dacă am vrea să trăim. Noi, de fapt, am intrat într-un mecanism de canceros. Suntem o comunitate canceroasă și pentru că celulele astea care sunt egoiste, sunt majoritare, majoritatea oamenilor sunt necredincioși și peste 97%. Într-o emisiune de televiziune mi-a zis doamna, cum Marius, cum 97% nu crezi că este prea mult? Păi degeaba se duc la biserică dacă ei la conflict luptă și se apără. Deci nu înseamnă nimic, s-a șters tot instantaneu. Sau fac penitență, stau în genunchi, nu înseamnă absolut nimic. Dumnezeu se uită la sufletul omului dacă este înfrânt. Dacă nu este înfrânt cu inima, îi dă voie să se chinuiască cât se poate de tare. Asta ar fi soluția și asta și face el. Îți dă voie. A, bine, ești legat de toate. Le consider cele mai importante lucruri, materia, avea și plăcerile. Îți dă voie să-ți faci toate plăcerile, pentru că este calea cea mai sigură de a te distruge pe tine. Și până la urmă, ori înveți, ori mori. De a-ți atrage neplăcerile. Da. Da. Bun. Că singur și benevol omul nu învață. Nu vrea.
Atunci, deci, în sine, trebuie să ajungi la starea în care să înțelegi că și egoul este cale divină, pentru că dacă altfel nu se poate, dă-i voie să meargă mai departe. Deci nu există decât da, așa este. Ce, cum zici tu, că lui Mircea, unui prieten care a fost cu noi și merge tot timpul, îi zice soția, tu ești un prost. Da, draga mea, ai dreptate. Deci, uite, am observat cu copiii că copilașii, mai ales când sunt mici, e chiar te învață chestia asta să renunți la dreptatea ta. Când începe și zic că e așa și tu zici, nu, mami, nu este așa, că la... Nu, e așa. Bine, e așa, cum zici tu. Te învață, te învață. Adică, da, ce mă interesează? Să, nu contează să tema. Să în relații de armonie cu copilul exact. Meu sau asta să contează. El să înceapă să plângă, că exact, eu îi exact. Demonstrez lui... Deci da. Nu contează tema, nu trebuie să susții tema, că poate să fie infinite teme. Tu trebuie, rolul temei respective să te învețe să te lași, adică să te ducă în Dumnezeu. Deci copilul te salvează întotdeauna. El, copilul, copiii vin pentru părinți, nu e invers, cum credem noi. Copilul tot timpul îl reglează pe părinte și îl învață iubirea orice a fi. Dacă vrei să ai un copil care să fie fericit în viață, trebuie să nu cauți binele tău niciodată. Adică să nu cauți dreptatea ta, adevărul tău, liniștea ta. Nu. Mereu să cedezi. Și cedând mereu, atunci el nu poate să fie altfel. Să fii model. Trebuie să fii model pentru el. Și dacă ești acest model corect, el nu poate să fie altfel. Și atunci tu îi faci viața frumoasă fiind tu așa. Deci ca să-i dai o viață frumoasă, trebuie să fii tu un model de urmat. Și el te va urma automat, pentru că e oglindă. La fel ca soțul. Deci femeia trebuie să fie iubirea ce a fi, să dă toate. Are energie, are rezistență, are înțelepciune, are îngăduință, are inteligență maximă. Este mult mai inteligentă decât bărbatul pe palierele de, pe palierul de detaliu. Bărbatul nu poate să prelucreze atât de multă informație ca ea. Știi? El este depășit pe domeniul ăsta. El este doar un cuceritor, se duce așa în perspectivă, în viitor și caută acolo să rezolve probleme. Dar femeia este cum... cum să zic, administrează totul. Este viața. De aia, nu? Eva înseamnă viață. Ea este viața. Da. Marius, simt așa, mă încheia pe o notă optimistă cu acea lege de care ziceai tu, care, da, la primă vedere e, ne privează de un drept fundamental al nostru, dar, de fapt, dacă cu frumosul nu se poate, hai cu forța să... Să nu mai criticăm, nu vrei raiul, să nu mai îți dau judecăm. Iadul. Poftim? Nu vrei raiul, îți dau iadul. Da, da, da. Tot la mine ajungi. Exact, vrei, nu vrei, tot la... No. Și mă bucur că încheiem așa. Îți mulțumesc din inimă pentru timpul pe care l-ai acordat. Pe parcursul discuției am avut mai multe întrebări care răsăreau, dar le-am tot uitat, că dacă nu le notez, îmi fug. Dar nu mă mai... Pentru data viitoare le notez când ai data timp. Data viitoare, da. Sau când reasculți emisiunea, atunci poate îți vin întrebări și le notezi. Mm-hmm. Da, da, da. Oricum, voi avea grijă de zile viitoare să am ceva lângă mine și aici să notez rapid. Cu cât mai multe întrebări și dacă ai colegi care au întrebări, poți să le pui tu în locul lor. Poți să-i întrebi. Și ar fi foarte bine, uite, să facem și o invitație pe calea aceasta celor care vor asculta acest material, dacă orice întrebare au legat de el, sau până acolo, la comentarii, fie că îl vor vedea pe YouTube sau fie că îl vor vedea pe Facebook, link cu link, să pună acolo întrebarea la comentarii și noi o să verificăm, să vedem dacă sunt întrebări și să le răspunzi. Sigur. Chiar asta vrem de la oameni, vrem întrebări ca să-și poată clarifica sau tot mai bine. Acesta este scopul, să aduci claritate și acolo unde-s sunt mari neînțelegeri, fiindcă, cum ai spus tu, ceea ce ai spus nu este pentru toată lumea și dacă acest material ajunge la cineva care nu are capacitatea să priceapă, va pricepe și va face cumva pe dos, cum ne dăm exemplu și cu dăruirea,
Dacă dăruiești din obligație și tu înăuntru tău pleznești de furie și de ciudă și de nu știu ce, păi mai mult rău îți faci și faci și celor din jur. Și atunci trebuie clarificate aceste aspecte. Cum dăruim de fapt și de drept? Și da, cât mai multe întrebări, cu atât mai bine, ca să, cum zicea Hagi, să facem să fie bine ca să nu fie rău. Sigur, sigur. Da. Și un ultim cuvânt, este așa de simplu încât nici nu ne putem închipui. Trebuie de fiecare dată să-ți verifici ceea ce spui, cui folosește. Adică, din ce vine? Vine dintr-un ego sau vine din ființa divină? Ființa divină, repet, nu vrea nimic pentru sine. Exact. Nu caută nimic, nu are nicio întrebare, nu vrea să modifice nimic, nu vrea să schimbe pe nimeni. Și deci te verifici ceea ce spui tu, dacă vrei să schimbi pe cineva, nu e adevărat ce spui. Spui dintr-un ego și lucrurile se vor termina prost. Dacă ai o nemulțumire, dacă ai o îndoială, dacă ai o plângere, nu e adevărat ce spui. Sufletul divin nu se plânge niciodată, îl acceptă tot așa cum este. Fie bune, fie rele, el pe toate le acceptă. Da, așa este. Foarte frumos, Marius. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Și pe data viitoare. Da, așteptăm cu drag. Numai bine. Pa, pa. Numai bine.